Doamnelor, domnilor, fanaticilor, good morning și bine ați revenit la Fanatic Superliga, ediție specială astăzi, după marele meci din Bănie, Universitatea Craiova Rapid, 1-1 și FCSB-ul lui Gigi Becali exultă un nou rezultat excelent, care pare că netezește drumul echipei steliste și a patronului FCSB către un titlu pe care l-așteaptă de aproape un deceniu. Avem multe discuții, multe intervenții, nici nu știu când o să ne ajungă 3 ore, invitați de seamă. Mulțumim întâi sponsorilor Superbet, sponsorul principal al emisiunii și liderul de necontestat al industriei de gambling de pariuri din România și, bineînțeles, Aqua Carpatica, sponsorul nostru premiu care ne ajută mereu să fim în formă. Andrei Vochin, te salut! Salut! Florin Gardoș, te salut și mai tare! Vă salut! Adrian Ilie Cobra, te salut șerpuitor, ca să zic așa. Iată cine sunt invitații. Avem foarte, foarte, foarte multe lucruri de discutat. Meciul n-a fost rău deloc ieri, bun, și multe erori și multe greșeli. Putem să punem asta și pe fondul unei presiuni absolut normale, pentru că ați văzut undeva în adâncul sufletului, Mihai Rotaru mai spera la titlu, ați văzut declarațiile de aseară lui Mihai Rotaru, ceea ce arată că Gigi Becali este un bun psiholog, fiindcă ieri Gigi Becali ne spunea: lasă bă, că știu eu polteanul ăsta ambițios, mai undeva acolo să mai gândește el cumva să ia titlul de campion. De se pricepe Gigi Becali la oameni, da? Bun, Andrei Vochin, Florin Gardoș, Adrian Ilie, bineînțeles că o să discutăm și problemele de arbitraj, dar o să facem și o analiză a ceea ce a fost derbiul. Andrei, pe scurt așa, un rezultat, una peste alta, echitabil sau totuși avem o virgulă acolo la faza de pe final cu Aida și Maldonado? Tu te referi la fazele de arbitraj? Da. Nu, eu aș pune virgulă la fazele de joc, în primul rând, pentru că, la cum s-a discutat meciul, Rapid a avut ocazii importante de a marca, ocazii în debutul meciului, ceea ce ar fi însemnat începutul meciului cu un 1-0 și mă refer aici la ocazia lui Hassani, care a fost mare, mare de tot. Nici nu știu cui să-i atribui meritul sau pe cine să cert, pentru că mi s-a părut că și intervenția lui Popescu, lui portarul lui Popescu, a fost foarte bună, iar asta e o veste bună pentru Universitatea Craiova, pentru că Popescu a fost unul dintre cei mai buni jucători în prima parte a campionatului, după care a picat. A picat și Lazar, și la propriu, și la figurat. Hassani, Krasnici. Apoi a fost ocazia lui Krasnici și abia apoi s-a deschis scorul. Da, scuză-mă puțin, o să continuăm analiza, că avem aproape 3 ore. L-avem și pe domnul Porumboiu la telefon, unul dintre cei mai mari arbitri din toate timpurile și un om ale cărui poziții sunt greu de contestat, ca să spun așa, în materie de arbitraj, evident. Bună dimineața, domnul Porumboiu! Bună seara, domnul Horea! Cred că și în alte poziții. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara să fie atunci! Da! Da, da, bună. Am vorbit de și alte poziții, de am zis bună seara. Am înțeles. Vezi că scupă ta e lungă. Apropo, da. Cred că bună seara a fost pentru Gigi Becali ieri. Da. Că da. S-a terminat unul. La el, cum spun, să roagă tare mult și uite că primește roadele rugăciunilor lui. Că, într-adevăr, sunt minuni cu ce joacă. De cele două contracandidate, fiind trei la un moment dat, până și Craiova, joacă pentru FCSB. Joacă în sensul, cu ghilimele, că fac niște rezultate care, mă rog, și le dorește Gigi și uite că le obține. Rugăciunile, domnul Porumboiu, ce bune sunt rugăciunile. E foarte important, e foarte important să te rogi. Da, uite a ajuns să se ia titlul pe rugăciuni. Domnule, să știi că, uite, sta acasă și face schimbările foarte bine, bravo lui. N-ai ce să contești. Când ai atâtea puncte în față, ce poți să-i spui, doamne, că e antrenor? E antrenor emerit, ce să zic, dar de atâtea puncte și celelalte echipe. Nu, da. Campionatul e jucat, după părerea mea. Da, e o părere. Credeți că gata, s-a terminat? Haideți, dumne, dacă sunt 12 puncte câte sunt, ce, doamne, iartă-mă, nu, n-ai cum, pentru că nu sunt meciuri. Dacă s-ar mai juca 20-30 de meciuri, ai putea să spui că se mai pot întoarce. Dar trebuie să recunoști când evidența nu poate să fie contestată. Dorințele, normal, celorlalte echipe să joace, să acumuleze puncte, e, cum spun, normală. Dar ceea ce se întâmplă,
are și un nucleu de jucători foarte bun, dar nucleul e destul de restrâns la FCSB. Îi mai trebuie, da. Bun, haideți să facem o scurtă analiză pe arbitraj și o să încep cu faza cea mai evidentă, da? Faza de pe finalul jocului, când Wydă trage, Maldonado intră în el, o știți foarte bine, foarte multe discuții pe tema acestei faze. Mă rog, dacă e offside sau nu în faza premergătoare, mie nu mi s-a părut că este offside în faza premergătoare, așa? Dar cum comentați faza? Este penalti sau nu acolo când Maldonado practic intră în el? Din păcate, nefericire pentru arbitru, care nu pot spune că a comis erori majore, dar eroarea la faza respectivă este una majoră. Mai ales că el, hai să spunem, că putea să nu vadă că prima dată a tras jucătorul, mă rog, a tras pe poartă, dar din spate este busculat într-o manieră evidentă care nu putea să fie decât lovitură liberă directă în speță 11 metri. N-am înțeles de ce nu s-a consultat, de ce n-a primit de la, mă rog, de la VAR să ducă să vadă faza. Era cel mai bine. Vedeai faza, spune Dumnezeu, dacă vezi faza pe video, n-ai cum să nu dai penalti. Uh-huh. De ce a făcut treaba asta? Uh-huh. Nu l-or fi anunțat cei din camera VAR. E greu, n-am cui să împart această, cum spune, eroare, care e o eroare majoră într-un asemenea meci și în asemenea, cum spun... E o eroare care poate să decidă și un titlu. Poate să decidă. Două puncte erau foarte, foarte, foarte importante pentru... Dar asta e situația. Păcat că n-am înțeles. Offside, nici vorbă de offside, dar dacă era offside, relua jocul cu lovitură liberă indirectă. Așa l-a reluat cu minge de arbitru. Uh-huh. No. Deci greșeală majoră. Impardonabilă pentru un arbitru care este și arbitru FIFA și mai ales, bă, tată, dacă ai la îndemână sistemul VAR, du-te, bă, și te uită, bă, și vezi, tu te convingi. Poate au greșit cei din camera VAR. Dar atâtea semnale au fost, pentru că cei doi comentatori, nu le știu numele, dar foarte profesioniști, au spus, dă-mi, vedeți că este penalti, nu sunt discuții. Uh-huh. Măcar și cei... îți dai seama dacă doi comentatori spun clar că e penalti, măi, de ce nu îl atenționezi pe arbitru? Du-te, bă, și vezi. Da, îl vedea și nu era, dar n-ai cum să nu dai penalti la asemenea fază. Bun. E o fază nici măcar de școală, nu e din asta de... În prima repriză, Krasniqi cu Screciu. Ce se întâmplă? Nu, eu vorbesc de faze care când dai un penalti să fie 100%, nu merge 70-60%. Nu, eu singura fază care o incriminez e asta. Restul sunt discuții. Restul merge în pământ arbitrului centralului. Restul pentru că l-a împins cu o forță disproporționată, că i-a pus piciorul. E mai greu în viteza jocului, e mai greu. Aia nu poți să-i opui. Cu toate că dacă o iei la microscop și mai așa acolo sunt... Mă rog, dar nu atât de clar cum a fost cel din minutul 87. Acolo nu ai ce să comentezi. Chiar dacă comentezi treaba asta, ai o problemă. Bun, mai e o întrebare. Mihai Rotaru a ridicat ieri, a dezvăluit, a tras perdeaua, ca să zic așa, peste o fază interesantă din minutul 80, în un duel în careu dintre Albu de la Rapid și Bairam de la Craiova, în urma căruia Albu practic îi sparge nasul lui Bairam. Nu știu dacă asta ați sesizat-o. Spune Mihai Rotaru că acolo e penalti clar. Ca să fiu foarte corect, nu rețin faza, dar dacă mingea a fost lovită cu capul de către Bairam, este clar că e penalti. Dacă mai corect, dacă Albu n-a lovit mingea și a lovit doar capul jucătorului, asta trebuie să vedeți. Eu nu rețin faza, dar aici doar atât se poate pune în discuție. Dacă Albu n-a lovit mingea și a lovit doar capul lui Bairam, e penalti. Da. I-a spart, Rotaru spune că i-a spart nasul lui Bairam. I-a spart capul, dar dacă nasul. I-a rupt nasul, practic, lui. I-a spart nasul. Dacă a lovit mingea întâi, dând cu capul în minge și după aceea, mă rog, a urmat, e greu. Nu pot să mă pronunț la o fază care nu mi-e... Nu mi-a, dar n-ați remarcat-o, nu? N-am reținut-o, adică nu probabil că... Probabil că e, nu.
Eu vorbesc de ce am văzut și ce mi-e clar. Nu, e clar, faza din minutul 87, penalti clar. Nu, da, e, nu e offside, nu e offside niciun caz la faza premergătoare. Intrare penalti pentru că nu contează că a apucat să tragă wide. N-are nicio treabă că a apucat să tragă nicio wide. Treabă, nicio treabă. Nu, e, e o fază care poate, poate să scoată titlul din buzunar, domnul Porumboi. De acord, orice punct contează acum. Dar acum se mai joacă campionatul doar într-o singură condiție, în care bate Rapido sâmbătă sau duminică când joacă cu FCSB. Sâmbătă. Atunci, dacă nu-i bate, atunci e final? Da, e finalul, finalul. Poate să scoate dopuri la șampanie, să le arunce în aer. Nu, nu, nu mai. Dacă nu bat, vă dați seama, să duc la 13. Câte? Nu, la 15. Nici mai știu câte puncte. Nu, păi au 12, acum se duc la 15. La 15, aia, nu. Cred că mai le rămâne rezervă și pentru campionatul viitor. Da. Mulțumesc, domnul Porumboiu. Mulțumesc frumos. A fost Adrian Porumboiu, o analiză cu care sunt total de acord. Mi s-a părut altceva? Florine. La faza din minutul 80. Nu așa, toată analiza. Da, bine. Da. Bă, arbitrajul mie nu mi s-a părut rău. Mie nu mi s-a părut un arbitraj. Afară de faza respectivă, nu cred că a fost așa prea mult. Fugim repede, că v-am zis, avem treabă mult acum la Cluj, la Adi Mutut, antrenorul CFR-ului. Trebuia să vorbim mai devreme. O să-l ținem foarte scurt, 5-6 minute, pentru care ședință de la ora 11. Cu mulțumiri totuși că a intrat cu noi. Adi, bună dimineața! Bună dimineața, Horia! Bună dimineața, bună dimineața. Adi, o să te întreb direct, că și timpul e scurt, știi cum e, n-am timp așa de finețuri, da? Finețurile, știi că sunt la tine, finețurile. M-ai înțeles? La, tu ai fost toată viața din gleznă cu glezna aia fină. Adi, te întreb direct, titlul s-a terminat? Este închisă povestea cu titlul pentru voi? Pentru noi e foarte greu. Și pentru, exact cum spunea și domnul Porumboiu înainte, dacă câștigă Rapid în următorul meci contra FCSB-ului, să mai joacă. Dacă nu, va fi foarte greu, chiar dacă nu e imposibil. Cred că și Clujul a fost, și CFR-ul cu Dan Petrescu a fost în situația asta, tot de 15 puncte, dacă nu mă înșel. Da, și de-abia a câștigat titlul. Da, play-off-ul e astea altceva. Ați văzut și meciul nostru de la Constanța, meci de play-off și aseară, meci de play-off, adică se joacă și nu se știe rezultatul dinainte, adică se poate întâmpla orice. Dar într-adevăr va fi foarte greu, pentru că au o distanță considerabilă, 7 puncte sunt totuși, dacă vor fi, dacă nu mai puține, sunt totuși niște puncte care trebuie să le recuperăm noi ăștia, urmăritorii din spate. Deci, practic, un meci, bineînțeles, aveți și voi meciul vostru important cu Hermannstadt, dar e foarte important să se mențină, ca să zic așa, și șansele voastre, e foarte important ca Rapidul să bată sâmbătă, nu? Da, ca să se redeschide așa puțin, să spun, campionatul. Pentru noi e important să rămânem acolo, să ne câștigăm meciul cu Hermannstadt, să rămânem acolo și după aia în play-off se poate întâmpla orice, vor fi meciuri grele. Dar, cum spuneam, e o diferență considerabilă și dacă știu cum să o gestioneze și să aibă și puterea să gestioneze, va fi foarte greu să pierdă anul acesta FCSB-ul campionatul. Gustul amar, care în mod sigur l-ai, că s-a dus FCSB-ul la o distanță atât de mare, s-ar compensa cu, să zicem, locul 2 și câștigarea cupei? Păi, ce putem culege din acest sezon, vom încerca și le. Suntem în competiție acum, Cupa României, suntem în sferturi și suntem în concurență plină pentru locul 2, adică cu șanse mari. Dar cred că, am spus, depinde foarte mult și pe ce loc terminăm și unde intrăm, pentru că și calendarul va fi într-un fel. Dar și ce echipe intră în play-off acolo, pentru că sunt trei echipe în luptă, Faru, UTA, Hermannstadt și, nu știu, cred că și Sepsi a intrat acum. Da, nu, U Clujul are ce. Nu, cele mai mari șanse Adi le are U Cluj, pentru care 41 de puncte sunt la mâna lor. Dacă bat la voluntari, U Cluj e în play-off. Nu mai contează ce fac celelalte. Da, iau. Exact, și așa are și meci accesibil, adică. Da. Nu. Da. Da. Deci asta te întreb concret, concret, Cupa României și locul 2 ar fi în regulă după părerea ta?
Da, păi, astea sunt, ar fi ok, de ce nu? Cum să nu? Un trofeu rămâne un trofeu, bineînțeles, iar locul 2, date condițiile în care am venit, când am venit și ce distanță era, eu cred că e foarte bine. Acum, am spus, până la rezultatele finale trebuie să ne gândim la meci cu meci, pentru că Fermașta o să vină și are nevoie de victorie pentru a spera la ceva. Deci, o avea meci greu. Da. Tacitidis e ok, că înțeleg că are niște probleme cu mama lui. E într-o situație foarte critică mama lui și înțeleg că la un moment dat se punea chiar problema să plece. Este în regulă? Este în regulă atât cât se poate. Am trecut și eu nu de mult prin aceste lucruri. Suntem alături de el, îl ajutăm aici cu ce orice are nevoie, doctor și așa mai departe, dacă este necesar și vrea să toată lumea e lângă el. Deci e ok cât se poate omenește, nu? Da, bineînțeles. Când e vorba de sănătatea părinților, dai seama cât poți să fii, să rămâi concentrat pe astfel de lucruri, mai ales că și eu și știu cum e, că nu de mult am trecut până astfel de lucruri. Da. Ai vreo preferință între Sepsi, Hermannstadt și Ucluș sau UTA pentru al șaselea loc? Pentru că e și UTA acolo în cărți. Și UTA are șansa ei. Ai vreo preferință? De ce râzi? Păi nu, mă gândeam că dacă ar intra Uclujul în play-off, ar fi încă un derby pentru noi în plus aici. Pentru frumusețea fotbalului, ar spune Ucluș. Deci pentru frumusețea fotbalului ar fi Ucluș. Adi, vreau să te mai întreb un singur lucru. După părerea ta, ce pare că a avut în plus FCSB-ul anul ăsta de s-a distanțat așa? Cristi Balaș a spus ieri la Fanatic un singur lucru. Horia e simplu, îl cheamă Florinel Coman, așa a zis. Nu, no, eu n-aș pun-o pe seama unui jucător, cu toate că eu cred că și Olaru are importanță mare în angrenajul echipei, dar eu cred că a avut o constanță în rezultate. Ceea ce constanță, spune eu. Cred că ăsta e lucru care definește FCSB-ul anul ăsta. Pare o echipă mai matură față de anii trecuți. Și o apărare mai matură? Păi, în general, da. Apărarea nu e doar linia de fund, după părerea mea, ci toată echipa în general. Probabil și m-au mai crescut, s-au maturizat și acești jucători și se vede. Deci eu cred că au fost mult mai constanți, mai maturi în joc. Au fost momente când au gestionat bine și s-au mulțumit că s-au lăsat spectacolul în detrimentul punctelor. Au fost, scuză-mă expresia, au practicat de multe ori un fotbal în stil Dan Petrescu, nu? Exact. Nu, poate nu neapărat, ca să nu vorbesc de stil. Ca pragmatism, mă refer. Pragmatism, da. O strategie gen Dan Petrescu. Da. Ultima întrebare, Adi. Patronul Neluțu ce spune? Bănuiesc că vrea neapărat victorie cu Hermannstadt, nu? Da, bineînțeles. Nu. La noi nu există altceva decât victorie. Ați văzut și acum aceste două deplasări foarte grele, după părerea mea. Am încercat să câștigăm meciurile. Nu o să, în niciun moment nu ne-am gândit la egal, chiar dacă trebuie să ne mulțumim, să ne învinși și cu aceste egaluri. Dacă le gestionam mai bine, în special momente, ultimele minute la meciul cu Oțelul, probabil altfel era și la Constanța, dar ce aceste meciuri în 3-3 zile, și au spus cuvântul la unii jucători, lotul e puțin limitat în acest punct de vedere și au fost băieți care au jucat 3 meciuri de 90 de minute, deci e ok. Iar cu la Constanța, bineînțeles că a fost un meci care păcar un meci de play-off, așa cum vom vedea cât de curând în liga noastră. E posibil să debuteze italianul cu Hermannstadt? Da, așteptăm... Cum îl cheamă? Că mereu uit. Falco, mereu uit. Da, Falco. Are un nume așa ușor. Așteptăm transferul și el se antrenează bine. Acum ajunge transferul, va fi cu noi în lot. Da, și există șansă să-l vedem câteva minute măcar? Da, bineînțeles că da. Cum să nu? Păi de-aia l-a, nu? Da. Bine, Adi, baftă multă, bine. Spor la treabă acolo. Mulțumesc, te lăsăm, îți mulțumim mult de tot. V-am zis că avem multe reacții, așa, mai știți cum e. O luăm mai încetișor. Fă bilete, Adi, tu fă bilete. Fă ca să câștigăm și noi un ban.
Când se termină emisiunea? Ce ne-am, ce muncim moca? Nu sunt meciuri astea. Bun. Avem Champions League, avem Champions League. Da, da, da. Declarație Dan Șucu în exclusivitate pentru Fanatic despre arbitraj. Da, haideți să vedem ce spune patronul Rapidului despre arbitraj, ce s-a întâmplat la partida de aseară. Îl citesc pe Dan Șucu. În febra meciului nu poți să ai o părere clară pentru că riști să fii, bineînțeles, subiectiv, spune Dan Șucu. Am văzut apoi la televizor tot ce au spus marii arbitri, am citit și pe site-urile de specialitate, s-a conturat ideea clară că am avut două penaltiuri pe care brigada de arbitri nu le-a acordat Rapidului. Sunt două penaltiuri evidente, dar nu o să mă vedeți pe mine că intru în prea multe amănunte, nu este de competența mea. Nu vreau să intru în probleme tehnice, nu am specializarea necesară, iar eu în calitate de patron trebuie să mă ocup de altceva, în niciun caz să duc războaie în numele clubului Rapid cu arbitrii sau cu brigăzile de arbitraj. Au fost alte meciuri în care, foarte interesant ce spune Dan Șucu, au fost alte meciuri în care poate noi am fost avantajați, în care deciziile de arbitraj au fost în favoarea noastră, iar adversarilor probabil nu le-a picat bine. În niciun caz nu mă apuc acum să fac un caz din asta. V-am spus, asta este balanța, asta este fotbalul, un joc viu în care se pot întâmpla multe. Poate și noi am fost avantajați la un anumit moment. A venit și seara de ieri, când clar am fost dezavantajați, dar ăsta este fotbalul, mergem mai departe, nu ne uităm înapoi. Evident, dacă am fi marcat, erau șanse să câștigăm partida, dar nu vreau să ne uităm înapoi și nu vreau să intru în detalii, n-o să mă auziți că o să critic arbitrii. Politica Rapidului n-a fost niciodată de a avea ieșiri permanent împotriva arbitrajului, de a contesta permanent arbitrajul, din contră. Noi respectăm arbitrii, sunt și ei oameni până la urmă. Toți avem zile mai bune sau mai puțin bune. Din acest punct de vedere, Rapid nu va avea niciodată probleme cu arbitrajul sau cel puțin așa sper. Trebuie să ne vedem de fotbal, de întărirea echipei, de fanii noștri și nu să ieșim toată ziua să criticăm arbitrajul. Repet, ce a fost a fost, merge mai departe. Rapidul trebuie să-și continue neabătut parcursul spre performanță. Andrei. Chiar am vrut să salut apariția unei reclame din zona Pharma, da? Pentru că mi se pare, așa cum am mai spus-o, că se face farmacie în arbitraj pe final de campionat și fiecare club vede din ce în ce mai multe penaltiuri în defavoarea lor, nedate și așa mai departe. Sigur că în fotbal, cu cartea în mână, cu legile jocului, acele 17 articole pe care le găsim acolo, cam poți să dai penalti la fiecare meci fără probleme. Pentru că faza respectivă cu Waidă, da, este cu cartea în mână, este fază de penalti. Dar dacă am avea 32 de camere, în special la loviturile de la colț, atunci când mingea este în joc, cu siguranță că am găsit 10 penaltiuri la fiecare meci. Da, da, da. Bun, intrare e dură. Este o intrare dură, mingea este întârziată în joc, dar un penalti dat în situația aia nu prea era în spiritul jocului. Mm-hmm. Pentru că mingea era în brațele portarului. De să spui că jucătorul respectiv, dacă n-ar fi fost faultat, ar fi putut să continue faza, nu putea continua fără minge. Adică spiritul jocului. Da. Litera regulamentului spune clar că și dacă îți dă un pumn în care ul celălalt e penalti. M-am uitat și eu cu atenție, recunosc că n-am sesizat faza din minutul 80 cu Bayram. Mai înțeles? Și acolo e o discuție. Și acolo poate să fie o discuție, dar este fix în ceea ce spui tu. Dacă pui 32 de camere, o să ai 32 de penaltiuri. Bun, hai să revenim la joc. Vreau să-mi faceți o analiză pe joc, pentru că s-au întâlnit ieri două echipe nu bune, foarte bune, ale campionatului. Multe momente excelente și multe momente haotice însă. Da, mie mi s-au părut două echipe. Deci, care... Rapidul zici că în prima repriză a avut jocul în mână, nu? În mod normal, dacă vrei să iei titlul, nu ratezi ocaziile alea. Cu sau măcar cu dai un gol. Da, și FCSB îți demonstrează lucrurile astea, că în meciul cu Petrolul, de exemplu, ok, n-au fost ocazii la poarta FCSB-ului, dar FCSB-ul la a doua ocazie importantă a marcat, că prima a fost în finalul primei reprize. Așa trebuie să joci la titlu. Pragmatic, cum a zis Mutu, un stil Dan Petrescu. Exact. Ghinionul Rapid... M-auzi? Iar îl invocăm pe Dan Petrescu. Da, e o exagerare să spui. Da, da. Da. Bine, pragmatismul, asta se... Da. Steaua la FCSB-ul, la a doua ocazie, marchează. Da. Și e 1-0. Rapidul scapă până în minutul 30 de câteva ori și nu marchează. Și la prima fază, în minutul 30, dă Mitriță gol. Și începe meciul invers. Știi? Cu 0-1. Da. Ghinionul Rapidului e ca seară la finalizare, n-au fost nici Burmaz, nici Rahmani.
pentru că nu cred că ei doi ratau. Ghinionul Rapidului a fost că la finalizare au apărut Hasani, a apărut Wide, care nu, dacă, este, dacă ar fi să-l citesc pe domnul Gigi Becali, sunt cam anti-gol sau cam așa. Scoate golul din poartă, nu știu, da. Scoate golul din poartă, cam așa. Dar mie mi s-a părut că ambii antrenori și-au făcut temele pentru meciul de aseară. Mie mi s-a părut că... Nu bun duel. Au studiat bine adversarul. Uite, la Rapid chiar mi-a plăcut abordarea, pentru că Universitatea Craiova a arătat că e genul de echipă care abordează cel puțin o repriză foarte bine. Aseară părea să fie prima repriză. Doar că la modul în care n-au riscat nimic cei de la Rapid, cum au anihilat mijlocașii centrali, în primul rând, și în primul rând pe Crețu, pe fază ofensivă, și pe urmă toată linia aia de trei. Au știut ce să-i facă. Până la momentul cu Mitriță. Când iarăși e zona lui Wide acolo. Adică când îți apare Mitriță în zona aia de teren, Wide trebuie să fie cel care trebuie să închide. Îl anihilează. După cum, de partea cealaltă, la golul marcat de Hromada, m-am uitat la Crețu și am înțeles încă o dată de ce Crețu este o jumătate de jucător. Deci pe fază defensivă Crețu stă lângă Hromada, după care îl fură jocul și se duce să facă triplaj în margine. Erau doi deja în margine, doi craioveni care se apărau acolo. El s-a mai dus și el să fie acolo, da. Și Hromada a plecat frumos pe mijlocul terenului. O alunecare oricum frumoasă a lui Hromada. Da, și văd că începe să devină marcă înregistrată, că și Rahmanin Giulești a marcat un gol așa, ducându-se prin... Deci putea să iardă Rapid în prima, a? Da, la numărul de ocazii, chiar mă uitam dimineață pe Wisecout și la factorul de periculozitate, Rapid Craiova a fost un fel de 2-1 pentru Craiova, adică gradul de periculozitate a Rapidului a fost dublu față de Universitatea Craiova, 0-69 la 0-31. N-a fost un meci cu foarte multe ocazii de poartă, dar ocaziile importante au aparținut Rapidului. Eu cred că au scăpat o mare victorie din mână. Da, Florine. Da, meciul... Mie mi s-a părut sincer, per total și cu arbitraj și cu tot așa, dar mi s-a părut totuși un rezultat echitabil, una peste alta, așa, totuși. Zic că meciul echilibrat, dar ușor plus pentru Rapid. Și mai ales în prima. De acord cu ce ai spus la început, că au fost foarte multe greșeli. Și greșeli simple, pase date direct în out, niște poziții de șut ale craiovenilor date mult peste poartă. Știi ce n-am înțeles, de exemplu, la Rapid? N-am înțeles ultimile 30 de minute, da, când nu s-a mai jucat aproape fotbal, n-am înțeles acea obsesie la Rapid de a juca numai în tușă. O, dar numai în tușă jucau. Mai înțeles? Aruncau mingile în tușă, pasele pe tușă. Mai înțeles? Permanent, mingea normal fiind în tușă, 90% invariabil ieșea afară. Se fragmenta iar meciul, lucruri care nu-i conveneau Rapidului. Da? Și în primul și în primul rând Rapidului. Adică nu, a doua repriză nu mi-a plăcut Rapidul, mi-a plăcut mult mai mult Craiova în a doua repriză. Mi s-a părut o echipă mai lucidă Craiova în a doua repriză. Mi s-a părut un Rapid precipitat și cu cât treceau minutele, presiunea aia, știi? Că nu dai gol, că nu dai gol și că ești, trebuie să dai gol, că altfel s-a terminat cu titlu. Și a spus, nu sunt încă la nivel. Nu sunt încă mental la nivel de titlu. Asta a fost părerea mea ieri după ce am tras linie, mai ales, de fapt nu, am vrut să zic, mai ales după ce am văzut a doua repriză. Nu, greșesc. Dacă o pui și pe prima și a doua, că și când ratezi ocaziile astea, și asta înseamnă că poate nu ești pregătit să iei titlul de campioană. Da? Când ratezi ocaziile astea, cum să spun, foarte, foarte mari, o echipă campioană te-a prins, ți-a dat-o, subiect închis, a plecat acasă. Te rog, scuză-mă, frate. Da, sau... Bine, dacă e să vorbim acum de ocazii, și-au creat multe singur cu portarul. Da. A avut și Papeu a doua repriză. Dar oricum, Rapid mi se pare că nu excelează neapărat pe atac pozițional sau pe construcție. În schimb, e o echipă mai degrabă de tranziție sau sunt anumite momente în care joacă un fotbal mai vertical, nu mai zic de faza golului, care a fost absolut extraordinară. Și aici merită, cred că și mai ales Crașnicii lăudat pentru pasa aia. Dar, da, Rapid, cred că a avut un ușor plus. Iar la faza penaltiuri, că m-ai întrebat și de faza de minutul 80. Acum am văzut că... Faza de minutul 87 sau 80? La care 87, scuze, așa, cu așa. Maldonado și cu Wide. Nu știu exact ce se analizează, că nu sunt specialist în arbitraj. Vorbesc doar ca iubitor al fotbalului, să zic așa. Sunt faze și mă uit mult în Anglia, probabil ați văzut City cu United. A fost faza în care scapă Garnacho și
ok, cumva diferită faza, dar cred că dacă se întâmpla în România, toată lumea zicea, bă, dacă nici ăsta nu-i penalti, a dat minge și pe urmă ăla se cerea cu totul pe Garnaciu. Mingea era, cum zicea Andrei Vochin, mingea era în brațe la portar. Deci nu știu, eu unul n-aș fi dat. Asta zic, în spiritul jocului n-aș fi dat. Tu stai jucând ani de zile în Premier League, adică chiar știi ce vorbești. Da. Deci în spiritul jocului, de exemplu, în Premier League nu s-ar fi dat, nu? Niciodată, eu zic că niciodată. A? Nu. Uh-huh. Da, interesant. Adi? Eu am jucat în atac și... S-a pus penalti clar. Nu, dar are execuția, trebuie să marcheze acolo, în primul rând. Și că există contactul după, cred că este fault, din punctul meu de vedere, dar în spiritul jocului nu se dă. Doar dacă mingea o scapă portarul și poate să continue faza. Este clar că îl lovește după ce șutează la poartă. Dar vorbind de meci, mi-a plăcut în prima repriză Rapidul jucând tactic foarte bine, ne dând niciun fel de spațiu. Celor de la Craiova, care eu mă așteptam să joace mult mai bine cum au făcut-o cu o etapă înainte, când toți trei au jucat și Mitriță și Bairan și toți care au jucat foarte bine, au închis foarte bine Rapidul jocul și au făcut un lucru bun în prima repriză, au ieșit cu Rahmani de acolo, din cei trei fundași centrali și au plecat în spate, cei care au avut și ocazii de gol. O să râzi, Rahmani n-a dat gol, dar mie mi-a plăcut mult Rahmani. A stat acolo, a pasat și i-a făcut pe cei trei care jucau lângă el să iasă tot timpul, să-l urmeze și să plece altcineva exact în spațiul liber. Mă așteptam mai mult de la fundașii centrale a Craiovei pentru că aveam impresia că la orice fază, la un moment dat, poate să scape cineva singur portarul de la Rapid. Nu, au fost niște spații uriașe în prima repriză. În spate acolo. Și Craiova nu a avut ocazie. Și la golul care marchează Mitriță, cred că îi scapă mingea lui Wide, nu știu, în mijlocul terenului. Acolo nu oprește cum ar trebui. Și sunt surprinși. A doua repriză, un plus pentru Craiova, care anticipa puțin jocul și Rapidul a început să joace nu în spatele lor cum a făcut în prima repriză. Și sub presiune a început să joace Rapidul în a doua repriză. Treceau minutele, nu marchez, ai avut ocaziile. Și picioarele începeau să tremure. Știi, mă așteptam la, după golul marcat cu pasa senzațională lui Krasniqi, o dă exact unde trebuie, ca Rapidul să iasă mai mult la joc și să pună probleme. Și n-au mai pus. Nu, au avut 10 minute cu Papo acolo. S-au complicat. Da, și ocazia lui Papo. Nu este ocazia. Are o vorbă Gigi Becali, ca pui un lână. Așa mi s-a părut Rapidul. Da? S-au complicat într-un joc haotic, mai înțeles, neclar. Da, una peste alta. Repet neclar. Bun, acum o să vă mai spun ceva. Da? Mihai, repet, n-a marcat Krasniqi, mie mi-a plăcut foarte mult cum a jucat Krasniqi. Mi se pare un jucător determinant pentru Superliga, un jucător de mare valoare. Rahmani, am greșit. Însă Krasniqi, care n-ai cum, omul are calitate, ți-a dat pasa formidabil, nu poți să spui, înțelegi? Mă, mie, din minutul 60-55, mie mi-a displăcut total Krasniqi. Și o să vă spun și de ce, dar după ce vorbim și cu domnul Angelescu. Bună ziua, domnul Angelescu! Bună ziua! Bună ziua, bună ziua. Ce faceți? Un gust amar una peste alta, ținând cont de două aspecte, ocaziile ratate în prima repriză și penaltiul din minutul 87? Da, vă dați seama, îmi pare rău, dar ocaziile astea e ce să facem. Am ratat mult, dar nu sunt supărat. Mai supărat sunt că nu înțeleg de ce nu mi s-au dat penalti, da? Știți că nu sunt genul care să iasă sau nu suntem genul care să ne plângem neapărat, dar sincer nu înțeleg decizia, adică e penalti mai clar că ăla nu cred că poți să vezi, e penalti Casa Poporului. Da. Nu înțeleg. Am auzit teoria că s-ar putea să fie offside la Rahmani, dar n-am văzut nicio linie trasă, n-am văzut absolut nimic. Eu m-am uitat cu atenție, m-am uitat cu foarte mare atenție prima oară la asta, pentru că am sesizat când mă uitam la televizor și am tras o linie imaginară, dacă vreți, da? Nu mi s-a părut. Adică în cel mai bun caz pe linie, în cel mai bun caz mi se pare pe linie. Evident, domnul Angelescu, până nu tragi linie, nu poți, dar nu mi se pare offside, sincer. Nu, nici mie nu mi se pare offside, dar e clar că nu s-a analizat, pentru că la trasul unei linii, oricât de mici sau mari e, ați văzut că ține câte 4-5 minute când stai la VAR să tragă liniile de offside. Iar la el verdictul a venit în 30 de secunde, deci e clar că nu s-a pus problema să fie offside. S-a pus problema că nu e foul, ceea ce este... Nu pot să-mi imaginez cum un arbitru se poate uita la faza aia,
la reluări, că am înțeles că a comunicat cu VAR și cineva să spună că nu e fault, adică e mai clar de atâta ce ar fi putut să da, fie. Da, e adică este pur și simplu, nu aveți destulă imaginație ca să înțelegeți asta din ce înțeleg. Da, cel puțin la cel din 87, adică înțeleg fazele care sunt la limită, nu știu, poate primul penalti, că a mai fost tot așa o fază la Krasniqi când a scăpat singur în prima repriză. Da, știm, cu Screciu acolo. Acolo e părerea mea că e la latitudine arbitrului. Exact, adică în momentul în care nu este o chestie atât de clară, păi înțelegi, că înțelegi și noi pe arbitrii. Până la urmă, nu toate fazele sunt alb-negru. Sunt faze la limită, sunt faze în care trebuie să iei decizii, asta s-a luat, nu comentăm. Dar la 1 minut 87 nu ai, e clară, adică nu e nimic ce poate să fie pus în dubiu. Dă-n minge, fie alunecare, ia ambele picioare, mingea e la portar în brațe, nu văd de cum să nu vede așa ceva, adică... Da, mă rog, asta e, ce să facem? Se mai întâmplă, mai greșit și arbitrii și trebuie să ne obișnuim cu asta. Da, anunțele da. Cu ce ajută VAR-ul, adică în situația asta chiar aș vrea și o explicație de la domnul Vasaras, cum s-a întâmplat, cum... Ce da. Vorbesc, ce da, 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 nu, aici sunt de acord total cu dumneavoastră că și eu mă uitam și zic, bă, totuși se duce clar, bun, îl înțeleg pe central, pentru că o să vă spun ceva, mie mi s-a părut un arbitraj al centralului ok, eu nu mi s-a părut în niciun caz un arbitraj tendențios al centralului, al barbului sau cineva. Nu, niciun caz. Arbitrajul nu, adică mi s-a părut un arbitraj țiplă, ok, de profesionist, mi s-a părut, adică eu nu l-acuz cu nimic. Eu dacă aș fi Rapidul, VAR-ul pur și simplu l-aș arăta păi cu degetul. Pe VAR, asta am spus și eu, nu știu cum nu vede cel din VAR. Adică e clar că toți jucătorii s-au dus la Barbu, n-a văzut, ok, se întâmplă tocmai, a șutat jucătorul la poartă, nu a văzut bine, dar de asta are VAR. Nu, adică lumea se duce și zice, da, comunic cu cei din VAR, după 30 de secunde dă-i drumul. Înseamnă că ai comunicat, cei de la VAR, care mai sunt și doi, se uită. Cum naiba nu vezi așa ceva? Adică, nu că nu vezi, adică tu cum poți să nu crezi că nu e faul? Nu știu, nu-mi imaginez. Nu, doar dacă ești orb, domnul Angelescu, mă scuzați, dar serios acum. Da. Asta e, acum. Veți face memoriu? Bănuiesc că nu, a? Nu, eu ceea ce... Vă spun și dumneavoastră și probabil că o să le transmitem și lor. Aș vrea să iasă și domnul Vasara să ne explice, că poate nu am înțeles noi, poate a fost atât de clar că a fost offside. Nu știu, nu-mi dau seama, adică poate există o explicație și s-au tras foarte repede de data asta liniile și nu le-au mai dat la televizor. Și domnul Vasara, nu știu, poate să zic ok, s-a comunicat că e offside din cască. Că dacă a fost offside, atunci ok, nu mai e penalti, dar... Mă îndoiesc, totuși tocmai de asta zic, aș vrea, nu o să fac, nu cred că o să facem niciun memoriu, dar vrem să avem o explicație, să ne explice cineva, măcar să spună cineva, da, s-a greșit și o să fie sancționat, sau nu știu, măcar să da. Avem... Acum să vă mai spun ceva, și eu nu cred că exagerez, chiar dacă distanța e mare de FCSB, poate să fie un penalti sau o greșeală împotriva Rapidului mare cât un titlu, să știți, în actuala conjunctură. Am pierdut 2 puncte, sau mă rog, pentru play-off am pierdut 1 punct. Important e și... Adică, înțelegeți ce vă spun, e un penalti care putea să influențeze, dacă evident s-ar fi marcat, chiar lupta la titlu. Da, este într-un moment, în minutul 86-87, deci e clar că e decisiv. Într-adevăr, poate să influențeze, nu zic nu, dar asta este ce să facem. Uh-huh. Repet. Cum vedeți meciul cu FCSB-ul? Eu cred că lucrurile sunt cam închise. Dacă nu bateți, mi-e greu să cred că se mai poate să scape FCSB titlul. Da, nu, trebuie să câștigăm. Dacă nu câștigăm, într-adevăr, așa cum ai spus și tu, nimic nu e imposibil, dar va fi foarte greu. Așa cum am spus, trebuie să intrăm când am declarat înainte să începem perioada asta, returul, cum ar veni, am spus că trebuie să fim la maximum 5 puncte de FCSB. Dacă nu câștigăm, va fi foarte greu, adică și la egal sunt 12 puncte înjumătățite, 6, ok. Nu este imposibil, repet, dar e foarte greu, pentru că vor fi, nu jucăm doar cu ei, nu jucăm doar meciurile directe, vor fi meciuri foarte grele și e greu să câștigi, nu știu, 6-7 meciuri. Da. Jucătorii după meci aseară dezamăgiți? Mai ales de decizia asta de pe final, care sunt convins că ea frustrat. Da, nu e de dezamăgit de rezultat, pentru că cred că am jucat mai bine. Craiova a avut o singură ocazie în prima repriză și un singur șut a dat un gol. Și a doua repriză, într-adevăr, după ce am dat noi golul, parcă ambele echipe s-au temut un pic așa să mai producă ceva, dar eu cred că per total
merita mai mult victoria. A fost un meci echilibrat, până la urmă, n-avem cum să spunem. Eu, Craiova are o echipă foarte bună, o echipă care se bate pentru cupele europene. A fost un meci echilibrat, dar tocmai că aceste mici detalii contează. Da. E, rămâne, un gust, rămâne un gust amar. Da. Da. FCSB prin prisma locului favorită sâmbătă? Nu cred, nu, în niciun caz. Nu. E un derby și eu zic că șansele sunt 50-50. Nu, ambele echipe. Până la urmă suntem locul 1 cu locul 2. Nu, cred că va conta foarte mult la fel detaliile și cine își va dori mai mult dăruirea și probabil anumite momente în joc. Uh-huh. Cum le vom trata. Aveți vreo teamă de arbitraj? Nu știu. Nu am, să știți, chiar dacă eu vreau doar să înțeleg, pentru că mi se pare destul de clar. Am spus-o și o repet chiar și după acest meci. N-am niciun dubiu eu personal că nu, niciun arbitru, un arbitru nu vor să greșească voit împotriva unei sau pentru o echipă. Dar există arbitrii mai buni și arbitrii mai slabi și cred că nu trebuie cumva cei de la domnul Vatara să cearnă chestia asta, să ne dăm seama, pentru că dacă n-a fost offside, eu cred că e o eroare foarte mare. Cineva nu se poate uita la faza aia să creadă că nu e fault. Atunci nu cred că are loc la VAR la Liga 1. Asta e singura mea problemă. În rest, mie nu mi-e frică de arbitraj. Sunt convins că toți cei care intră vor să arbitreze cât mai bine și o fac echidistant. Ce cerere de bilet aveți pentru meci, pentru marele meci de sâmbătă? Nu știu, avem, v-am zis, e cerere foarte mare, nu știu să vă spun acum câte bilete se vor vinde, dar... Probabil mă gândesc spre 40.000, nu? Da, și eu cred, am preconizat că o să fie în jur de 40.000, dar minim 30.000 spre 40, nu știu să vă spun acum. S-au pus în vânzare, știți de ce vă întreb? De când a început emisiunea, cred că am primit peste 200-300 de mesaje, întreabă lumea, domne, când se pun, unde putem să le găsim? Aveți ceva detalii să le spuneți oamenilor? Da, s-au pus în vânzare, n-aș vrea să plictisesc cum pe toată lumea, este pus inclusiv pe pagina de Facebook, exact de unde și cum se poate cumpăra. Dacă nu mă înșel, 95% că este și pe site-ul clubului, deci să intre pe site sau pe pagina de Facebook sau pe Instagram și sunt toate detaliile. Uh-huh. Deci când s-au pus în vânzare? Deci de când se pot cumpăra? Dacă nu mă înșel, s-au pus ieri seara. Aseară, nu? De azi se pot cumpăra. Deci de azi se pot cumpăra. Și vor fi și la case sau doar online? Deocamdată cred că s-a pus online și dacă nu mă înșel, repet, pentru că nu mă ocup eu direct, se pot cumpăra de la noi, de la stadion. Și ca de obicei, probabil că ultimele două zile se vor putea lua și de la Arena Națională. Dar din ce știu acum se iau de la noi, de la stadion, de la fanshop, cred că chiar și de la fanshop-ul de la gară și online. Mm-hmm. Cel mai ieftin bilet, aveți idee cât e? Sincer, nu știu să vă spun. Bine, e în regulă. Cred că e 30 de lei, 25 sau 30 de lei. Bine, e în regulă. Așteptăm un mare spectacol sâmbătă, domnul Angelescu. Mulțumesc mult pentru intervenție. Doamne ajută, la revedere. Da. Da, adișorule, ce te-mi foie așa, a? Ce tempo e așa? Nu, meciul ți-am zis, nu, meciul n-a fost rău. Nu a fost rău, mie mi-a plăcut și mi-au plăcut ambele echipe. Și mai e ceva, mie mi se pare Craiova în creștere. Asta e senzația mea. Adică încep să văd totuși ceva la Universitatea Craiova care mi-aduce aminte de echipa care avea pretenții să se bată la titlu. Dacă și-ar pune și puțin apărarea la punct, așa, cât de cât, cred că da, ar fi putut să se bată la titlu. Cu apărare. Și uite, golul care îl marchează Rapidul. Păi nu intră decât unul singur în care și sunt patru de la Craiova acolo. Doar unul singur intră. Da. Iar ăla rezolvă cazul. Da, unul singur. Bine, dar asta are senzația. Și pe Ronnie O'Sullivan, de-o dă ca la... Asta îmi spun. Nu, că Krasnici acolo. Da, dar v-am zis, îi o dă perfect Krasnici. Dar... Craiova a crescut foarte mult, dar Craiova rămâne cu o problemă. Cred că este al cincilea sau al șaselea meci în care nu reușește să câștige după ce conduce. Și asta mi se pare o mare problemă. Iar lucrurile se întâmplă în ultimele meciuri imediat după pauză. Ceea ce mă face să mă întreb ce se întâmplă greșit în vestiar de nu se poate remedia această problemă. Cu Petrolul, etapa trecută, au luat gol în minutul 46-47, imediat după pauză. Aseară au luat gol imediat după pauză. Cu Petrolul au izbutit să câștige până la urmă. Dar lucrurile
trebuie remediate dacă vrei să atingi un obiectiv, pentru că altfel muncești o repriză și într-un minut să... Scuza-mă puțin că este și patronul FCSB-ului, domnul Gigi Becali. Bună dimineața, domnul Becali! Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! A fost pohta ce ați pohtit-o? A, ce? Păi, dar, într-un fel voiam să bată Craiova, știți? Dar acum nu poți să știi, că Dumnezeu știe ce e mai bine. Poate e mai bine așa, că până la urmă ce au luat? Un punct. O, contează. Mai bine să piardă Craiova două decât să... și să ia ei unul decât să... ia Craiova 3, știi? Uh-huh. Într-un fel mai bine e așa. Uh-huh. Da. Da. E mai bine, de ce? Ca să nu mai aibă speranțe. Că n-ai văzut ce a zis la Digi. Da. Domnule, zice, eu când ți-am spus, ți-am spus eu ieri, nu? Dar știți cum am început emisiunea, nu? Doar atâta vă spun, doar atâta. Acum când am început... Zic, domne, încă o dată Gigi Becali dovedește ce fiind psiholog e. Țineți minte când a spus ieri aici că, bă, Rotaru n-a lăsat el titlu și la 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 și la la la. Și zic, uite ce a zis Rotaru. Băi, fii atent aici ce spun. Deci acum încă n-a lăsat. Nu cred, serios. Dacă spun, bă, tu nu-l cunoști. Bă, bă, și de ce? Ei, oamenii olteni, mai ales aia olteni, că ei în general toți, dar ei care mai sunt și deștepți olteni, apoi cu ei să nu te pui, că de ce? Ei iau cei mai frumoși cai, cei mai frumoși mașini, cei mai frumoși cutare, cea mai frumoasă casă, tot ei. Și atunci ei aici au puțin o greșesc, puțin. De ce? Exagerează și nu mai văd ceea nu e bun la ei. Înțelegi? Uh-huh. Păi dar el niciodată, el și ce zice el acum? M-am cea mai bună echipă, sunt 9 puncte, așteaptă acum să mă încurc, vezi, Doamne, cu Rapidul și să ajungem cum ar veni la, iar la deci avem acum 18, să ajungem la 15. Zice, la 15, sunt 7, 8 aproape, îi bat de două ori, se încurcă o dată, înțelegi, faci niște calcule de alea, da. Înțelegi tu, fantasmagorice. Da. Da. Păi ce nu s-a întâmplat acum un an, nu știu da, cum. Da, l-aș citi bine pe domnul Rotaru. Bă, băiatul, păi îl cunosc. Înțelegi ce sunt. Ați văzut cum a zis? Aveam visul ascuns aseară. Păi avea visul ascuns? Nu era ascuns dacă îl citeam eu. Păi cum să fie ascuns dacă eu le citeam? Da. Deci până la urmă e mai bine așa că a ieșit egal. Mă, mai bine așa că ești egal să spun de ce, că el, adică Craiova, eu tot mai cred în Craiova. Nu, adică e adevărat că are exagerări el, Rotaru, dar eu cred. În Craiova de ce cred? Cred pentru că odată ei o să vadă, o să regreze tirul cum ar veni. Ce înseamnă să regrezi? Băi, pune rotița mică unde e la rotița ei și mare la rotița ei și... reglează-le. Păi ei acolo... E bine că ei defectează ei. Mă înțelegi? Da. Știu la ce vă. Înțeleg perfect ce. Pentru că eu spun ție un lucru. Băi, Horia. Păi bă, dacă Screciu, el la echipa națională, el a fost aproape, eu, ce să mai... Din cauza lui ne-am și calificat acolo, s-a bătut. Păi lasă-l mă acolo, mă. Ce-l faci? Îl duci fundaș central? Pe urmă zice, stai, dumne, că eu am bancă. Păi bă, joacă-mă cu jucătorii tăi, lasă banca aia care i-a adus-o tu, că banca aia ce ai adus-o tu din străinătate, aia nu o las eu nici în tribună să stea. M-ai înțeles? Da. Adică, băi, alea, doare cap, nu mai vreau să dau nume, că nici n-are ce să înțelegi. Că nu-i frumos să dau nume, dar faptul că a spus că n-am bancă, atunci ai răspund. Nu? Nu pot să-i răspund. Da, eu, normal, normal. Da. Deci banca lui nu stă nici în tribună la dumneavoastră, la echipă. La mine nu stă nici în tribună. Îi dau câte 100.000 la fiecare să plece. Uh-huh. Da. Banca, bine, nu toți. Da, nu toți. Înțelegem, dar e clar ce spuneți. Nu, adică ce-a luat acum, ce-a luat da, acum. Da, vă referiți la străinii care i-a luat, știu la ce vă referiți. Da. Da, păi da. Aia lui veche, aia are echipă, calitate. Uh-huh. Înțelegi? Uh-huh. Da, și nu, atunci da. Eu cred în Craiova. Păi de ce cred? Ei trebuie să vină pe locul 2. Ei pot asta. Adică dacă ei reglează tirul,
Eu îi văd pe locul 2. Păi da, ei. Și automat îi omoară pe Rapid și pe CFR și voi aveți cale liberă. Păi nu, că aia calea liberă, băi, Holea. Calea liberă s-a făcut. Calea liberă e făcută. Păi nu că e, și, pe ei ce joacă pentru ei. Dar este într-un fel, ar fi mai ușor puțin, mai, adică mai limpede. Adică el poate să limpezească apele el, Mihai. Da, da, da. De da. Ce? Că îi bate în etapa, prima etapă, când eu joc cu ultima, uh-huh. joacă a doua cu farul, uh-huh. și a treia joacă cu a patra, adică joacă Mihai cu CFR sau cu Rapidul. Noi dacă da. Da, eu cred că o să joace cu Rapidul, pentru că noi nu cred că îi poate încurca Hermannstadt pe CFR. Înțelegi? Uh-huh. Iar noi dacă o să-i batem, eu cred că Rapidul o să vină pe 3 și o să joace 3 cu 4. Adică bine, dar voi puteți să jucați și la egal sâmbătă, și egalul pentru voi. Dar de ce aia? Cum să joci? Băi, Horia, când joci la egal, o echipă care o crezi că este sub tine valoric sau când vrei să fii campioană, ce ți-am zis eu ieri? Bă, dacă îi bate pe Craiova, mă bate și pe mine, ia bă campionatul! Da. Ce ți-am zis eu ieri? Da. Bă, dacă îi bătea pe Craiova și mă bate și pe mine, ia-l bă campionatul, că e al tău, ești puternic, ce să mai am pretenții? Mm-hmm. Nu? Dar eu spun ceva. Când ai pretenții de echipă mare, păi tată, joci la Victorie, nu e aia că hai să ținem un egal cu Rapidul. Că și în situația când era, stai puțin, că egalul ăsta ne face campioni sau ne valorează, dar un egal cine ne ajută? Că se jumătate. Da. Nu se joacă la egal. Da, am înțeles. E vorba aia, dacă propui să joci la egal, ai șanse mari să pierzi, asta spuneți. Păi cum a făcut Petrolul? Bă, Petrolul are echipă, poate să joace. Da. Că dacă ei jucau ca să câștige, puteau să scoată un egal. Corect. Dar când ei au fost rugați, așa au fost rugați, să scoată un egal. Da, se leagă acum. Se leagă. Dar îți dai seama, păi, Zahut, hai bă să fim prietenie, omenie, corect. Hai că vă omenesc și eu. Da. Scoateți un egal, să-i luăm două puncte corect. Lui Gigi. Nu, se leagă ce a zis aseară. Scoateți două puncte, băi, copilul, Marian. Da. Te omenesc și eu. Scoate două puncte de acolo, mai bate-o pe așa, și Rapidul îi mai bate pe Gigi și vin eu la 12, la 9 puncte aproape. Și visez în continuare. Am o curiozitate. A avut Rapidul penalti, minutul 87? 500%. Mai penalti ca ăla nu ai cum să vezi. Nu se poate mai penalti ca ăla. Da, nu, v-am întrebat că știu că sunteți corect întotdeauna. Eu vă știu că sunteți corect. Păi da, băi, acum am văzut că se uite, mă rugam. Zic, băi, ia uite, bă, când am văzut că a zis, n-am cum, zic, dacă vede varul, n-are cum, adică, mă înțelegi? Da. Nu ai cum, nu știu ce s-a întâmplat, le-a întunecat, i-a înghețat, nu știu. Rugăciunile! Da, auzi, nu că n-ai voie să te rogi pentru rău altuia, auzi? Da. Dar eu o fac asta, că-s păcătos, da. Auzi? Dar nu... Da, pe ce să fac? Zic, Doamne, iată-mă, dar așa vreau eu, înțelegi? Dar voi spun un lucru, deci, acum e posibil să fi fost în primă fază offside. Nu, n-a fost, nu cred că a fost, n-a fost. Nu, când aia umărul cu piciorul acolo, el matematician este ăsta, Rotaru. El știe geometrie. Nu cred, nu mi s-a părut. În fine, da. Da. Dar ziceți, când ați văzut că nu se duce la VAR, ce a zis? Când ați văzut că nu se duce la VAR? Mamă, când a văzut că fără se duce la VAR, zic, Doamne, zic, așa ceva... Nu-ți vine să crezi. La 11 metri, clar, i-a rupt piciorul. Ce să mai... Uh-huh. Înțelegi? Da. Asta e situația. Da, se pare că e anul FCSB-ului. Da, spun ceva. Deci lumea spunea că este faza identică cu Daua. Greșit. La Daua n-a fost 11 metri. Aici a fost la... Pentru că Daua sare la cap.
A, la, vă referiți la Bayram acum? Da. Deci aici e diferită faza. Da, oasă are la cap. Ăla vine, dă mingea și dă cu capul în el. Deci el a sorit natural, Daua. Aici este invers. Bayram dă cu capul în minge și ăla vine cu capul și îi dă cu capul în îi spate în nasul. Da. Păi bă, mai mult dacă să-i curgă sânge de nas, ce vrei mă ca să fie... Deși Rotaru a avut penalti, spuneți. Păi bă, 500%. Păi, bă, Corea, astea sunt lucruri simple. Omul dă cu capul și vine ăla, îi dă un cap în nas, îi curge sânge de nas. Ce mai vrei? Da, corect. Păi, ce vrei? I-ați dat vreun mesaj în Rotaru? Nu, că nu, adică nu. Nu pot, adică i-am dat atunci, nu e. Și când îi dai un mesaj unui om, o dată. Acum da, dacă înțeles. O ții, stai deja, e o brăznicie. Trebuia să-i dați domnului Șucu. No, păi vin artificiile, nu. Domnul Șucu. Lasă, păi da nu, că cu Șucu nu am. Hai să spun, nici lui Mihai nu-i dădeam. Da, el mi-a dat mie mesaj, te-am dat nana. El a început. El acum dacă poate să zică, stai bă, domnule, păi bă, tu nu tu ai început, tu ai vrut? Dacă ai vrut, da. Ia de aici, ca să zic așa. Ia atunci dacă tu ai vrut. Da. Dar cu Șucu n-am de asta, nu am glume de asta. Cu Șucu, singurul lucru care m-a enervat, când a zis că, domne, e un eșec ca ei să termine sub FCSB. Eșec, a zis el. Și atunci m-a enervat, am zis, cum bă, tu... Eșec, că tu, Șucu, termin tu în fața lui Becali, și cum să poți asta? Și cum să poți? Nu? Nu se poate asta. Nu? Da, na. Așa? Fiecare și speră, tu, da. Știți cum e. Păi da, speră, dar, de exemplu, cum aveți, fac și niște... Lasă, nu mai zic. Înțelegi? Și... Cum adică tu, adică vrei tu eșec, adică, pe ce te baziezi? Cum, pe ce eșec? Păi să vedem, bă, Coria, tu aseară să știi că a fost, el zice, Mihai a zis, domnule, joc încrâncenat. E adevărat că a fost ambiție, încrâncenare, dar eu aseară eu n-am văzut valoare. I-am văzut valoare la Mitrița, care e, omul e adevărat. Asta vreau eu să vă întreb, mi-ați luat întrebarea din gură, cum vi s-a părut Rapidul? Bă, băiatule, mi s-a părut o echipă monotonă. Nu mi s-a părut ceva, n-am văzut viteză de joc, n-am văzut la un moment dat, bă, când vrei să iei campionatul, trebuie să ataci. A doua repriză, mi-a dat teamă, vorbeam cu Mihai și a zis, băi, eu când am văzut 1-0, zic, gata, Mihai. Dar Mihai mi-a zis, băi, Gigi, patroane, bă, treaba dacă se termină, egal, mulțumit. Bă, ce egal, mă, că le mai dă Craiova. A zis, nu vezi că îi călărești? Dar după a doua repriză, Craiova i-a călărit. Bă, când vrei să fii campion, joci de la o poartă la alta, amândouă echipele. Și ăla, și ăla, și ăla, și ăla. Când a doua repriză a fost mai mult mingea numai la Craiova. Eu n-am mai avut acțiune deloc. Rapidul, deci nu au nici potență fizică. Mergea. Mi-era teamă că cade Craiova. Dar da. De unde? Craiova a fost numai ei la minge, la a doua repriză. Mergea Craznici la FCSB, apropo de ce discutam acum vreo două luni când vorbeam în emisiune că v-ați gândit la un moment dat, mergea așa da. La ce l-ați văzut? Băi, e fotbalist. Da? Deci Craznici e fotbalist, da? Nu că Rachmani, nu că Hasani, e adevărat și ei sunt fotbaliști buni, dar care este cel mai bun dintre ei e Craznici. Așa cred eu. Deci vi se pare, vă place Craznici ca fotbalist? Cel mai mult de la Rapid îmi place de Craznici. Dar mi-a plăcut de atunci, de la CFR nu știa ce nu-l băgam și că am vrut să-l iau eu. Până mai când a văzut că am vorbit la tine la emisiune, l-au furat ei imediat. Îl luam eu. Da, Craznici da. E fotbalist. Înainte de intervenția dumneavoastră, am avut intervenții cu Mutu de la Cluj și cu Victor Angelescu de la Rapid. Amândoi au spus, e pentru prima oară când au discursurile astea, amândoi au spus și Mutu și Angelescu, au spus, domne, cam greu cu titlul anul ăsta. Adică e prima oară când i-am auzit spunând, e greu să mai piardă FCSB-ul atâtea puncte. Inclusiv Mutu a spus-o. Păi bă, stai-mă puțin, păi Mutu, ce să zic el săracul? Păi sunt 14 puncte, jumătățiste 7. Da. Păi adică el acum, ce să facă? Că aici nu e vorba numai, aici el vede, Mutu, specialist de fotbal.
Angelescu e un băiat cu minte, un om cu tare, nu știu dacă cât de specialist e, un om care îmi place de el, om civilizat, om cu minte. Dar Mutu e specialist. Mutu vede valoarea echipei lui și vede valoarea echipei, a mea. De-aia el a spus, ca specialist a spus. Deci el a zis, voi, eu văd ce se întâmplă. Eu văd ce joacă ăștia, văd ce joacă ăia. Uh-huh. El pe valoare mai mult, adică care-i treaba? Cum să recuperezi tu puncte cu o echipă care e mai valoroasă ca tine? Că vine meciul direct, îi bați în meci direct, se adâncește. Cum? Da. Da. Cum, cum vine acum, cum vine meciul direct acum cu Rapidul? Da. Că dacă îi bați pe Rapid, chiar că s-a închis. Păi, Corea, trebuie să-i bați. Trebuie să-i bați. Cum ai știți cum e? Și ei joacă. Băi, ce vrea Dumnezeu, posibil orice. Dar pe calitatea valorică a echipei trebuie să-i bați, adică. Uh-huh. Nu? Știi ce? Băi, dă Corea, dacă joacă aici, a jucat aseară, îi bat spulber. Dacă ce? Joacă ce a jucat... Îi bateți rău dacă joacă ce au jucat aseară? Ei bat rău. Dar dacă joacă ce a jucat aseară, n-au nicio șansă cu noi. Uh-huh. A mai zis un lucru interesant Mutu. Zice Mutu, l-am întrebat, de ce FCSB-ul zic are diferența asta mare? Și Mutu zice, domne, s-au maturizat jucătorii, apărarea foarte bună și au devenit pragmatici și zice Mutu, oarecum, așa zice Mutu, oarecum au în anumite momente un stil din ăla, Dan Petrescu. Sunt foarte pragmatici. Păi, nu, păi pragmatici suntem pe final, când conducem celor să are să riscăm. Da. La asta se referea Dan Petrescu. Dar noi jucăm fotbal. Adică noi când mingea este, avem, păi, bă, Corea, avem cea mai bună apărare, cel mai bun mijloc, cel mai bun atac. Uh-huh. Ce vrei? Ea și Rapidul are atac bun. Și Craiova are atac bun. Dar noi avem unul Coman care n-ai ce să-i faci. Extraterestru, cum să zicem. Da, da. Au și ei pe Mitriță. Dar Mitriță, bă, Mitriță ăsta, dacă el m-ar asculta el pe mine, să mai joace puțin mai combinativ, ar fi demențial. Bă, intră cu mingea să dribleze 5. Bă, nu poți să driblezi 5. Uh-huh. Înțelegi? Da, da, da. Dar Coman, când intră în dribling, pe ăla te driblează. Uh-huh. Dar, apropo, domnul Becali, că spuneați zilele trecute că i-ați mărit iară salariul. Sau n-am înțeles eu bine? Sau era mai veche? Nu, i-am mărit salariul, am făcut 30.000 ca să pot să măresc contractul la 4 ani. Atunci am crezut că de la 30 i-ați mai mărit încă o dată zilele. Nu, i-am spus că dacă el, i-am spus lui, bă, tu nu trebuie să fii hazardat cu gândul la plecare. De ce? Că eu, dacă am, și e posibil să avem dreptate, așa zic, așa cred, că sper, nu? Doamne ajută! Îți dau eu ție 6-700 de mii eu pe an și mai joci încă 6-7 ani în România tu. Uh-huh. Și poți să faci 5-6 milioane de euro, casă, apartament frumos ai, copii la ai, nevastă ai, familie frumoasă ai, faci 5-6 milioane de euro la mine. Da. Și gata, am zis. Nu trebuie să... De ce? Pentru că ai posibilitatea să pleci la o echipă mare. Să nu te grăbești. Da, faci un euro bun, poți să dai lovitura. Păi da, păi asta i-am zis eu lui, știi? Și pleci pe... O fi clauza de 5, dar vă înțelegeți cumva, să plece pe 10, că asta e valoarea lui. Nu ai cum, păi nu-i convine lui, pentru că el dacă e clauza de 5 și el face 10, ia 5 și ia el la semnătură. M-ai înțeles? Da, adică ce da, domne, vin, dar mie dați-mi, uite, valoarea mea e de 10 milioane, clubul ia-mi o clauză de 5, dați-mi la semnătură 3. Da, corect. Aveți ce? Da. Păi el e prost. Păi nu e prost. Fărnel îi duce mintea. E foarte inteligent. Asta vreau să vă întreb. E inteligent Coman? Foarte inteligent și foarte calitate morală. Adică foarte bun ca om. Cum să spun eu? Noblețe. Are un suflet nobil. Da. Rămâneți pe Hermannstadt a 6-a la play-off? Ce spuneați ieri sau v-ați mai răzgândit? Pe Hermannstadt ce, la play-off? Da, a 6-a, da. Băi, eu vreau, dar e cam ceva, cam imposibil. Uh-huh. Pentru că acolo Paru și Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, n-are cum, zic eu, să piadă cu voluntari. Da, și eu zic că intră Sabou, Intră Sabou și da, dar e bine, n-are... E bine că intră Sabou, că joacă cu CFR-ul pe viață și pe moarte. N-au treabă.
Păi nu știu, că acolo este, sunt acolo vecini. Hai, da. Salut, vecine, ce faci, vecine? Nu cred, nu cred. Să orgolim. Dar nu am treabă eu, că bă, eu vreau o echipă mai slabă. Înțelegi? Uh-huh. Că joc eu prima etapă cu ei. Uh-huh. Și vreau o echipă slabă care s-o bat și să aștept rezultatele la ceilalți. Uh-huh. Eu da. Nu vreau lucruri. Da. Domn Becali, pot să vă pun două întrebări de politică? Da, tată, zi. Prima, ce părere aveți de faptul că PNL-ul testează pe Ionuț Lupescu la Primăria Generală a Capitalei? PNL-ul? Da, s-a anunțat ieri, a anunțat, a fost și, întâi s-a dat pe surse, a dat Observator pe surse și aseară a fost la Digi24 domnul Ciucă și a confirmat. Ionuț Lupescu vor să vadă, vor să-l bage la Primăria Generală din partea ambelor partide. Nu e nicio glumă. Da, da, hai să spun un lucru. Eu cred, eu spun ce cred. Da. Eu, el, lui Ionuț Lupescu e băiat deștept. Numai că alta e să fii om deștept, alta e să cunoști administrație. Deci e diferență între a cunoaște administrație, iar în primul rând, el nu a administrat până acum ceva, e o afacere, o ceva, el nu a condus 5 oameni nicăieri. Și atunci părerea mea că el nu o să câștige. De ce? Pentru că în campanie o să vină față în față cu unii care ăia ai văzut cum le știu că se pregătesc. Da, uite, gen Piedone, de exemplu. Șoseaua cu tare, cu tare, podul cu tare, izvor, da. Cu ăla, cu ăla, altul, cu ăla, altul. Eu nu ți-a bar n-are, o să rămână mască. Mm-hmm. Și atunci a pierd. M-ai înțeles? Mm-hmm. Deci părerea mea. A doua zi. Adică Ionuț se hazardează intrând într-o competiție din asta? O pierde, nu câștigă. N-are nicio, cum să câștigă. N-are nicio șansă, n-are nu? Băi, că oamenii nu vor fotbalist la Primăria Capitalei, că nu sunt toți oamenii microbiști. N-au nevoie oamenii de unul că e microbist, că e fotbalist, că e mare fotbalist. Că... Oamenii acolo la Primăria Capitalei, ei simt prin campanie electorală, domnule, ăsta ce face, ce nu face, ce drege, ce nu drege. Uh-huh. Adică ei simt asta. Acolo trebuie un administrator. Cum l-au pus, de exemplu, pe ăsta, pe Nicuș Ordan. Omul nu e băiat cu minte. Ei, vine, bă, domnul Becali, vine Piedone, care are experiență cât casa să candideze. Bă, ăla da. Ăla da. Aha, da. Apropo, că mă întorc puțin la fotbal. Ce arbitru ați vrea cu Rapidul, chiar? Că uitam, am uitat să vă întreb asta. Păhoria, nu știu eu ce arbitru. Cine credeți că ar fi cel mai indicat să arbitreze un astfel de meci? Părerea mea, Cațegan e numărul unu ca să poată arbitreze, adică ca să nu se nici discuții, că dacă, de exemplu, Cațegan greșește, bă, a greșit. Nu mă supăr. Dar dacă îl bagă pe Lijvan Covaci și chiar dacă ar greși, nu accept. Ai înțeles? Păi ce, cum că... nu acceptați? Ce faceți? Ce să faceți? Păi ce să fac? Dau boi la bicicletă, ce să fac? Dar nu e normal, înțelegi? Uh-huh. Adică nu e numai de ce Băhorea. Bă, un om care arbitrează meciuri străine în Europa și vine în România când el greșește, nu accept. Bă, cum adică acolo nu greșești? Și aici de ce greșești? Nu e în regulă. Uh-huh. Eu am fost și am spus tot timpul, bă, cel mai bun. Dar acum a venit Cațegan, care el e numărul unu. Asta așa cred eu că ar fi. Și cred că Cațegan, părerea mea că pe el o să-l dea, adică care ar fi cel mai bun arbitru pentru meciul ăsta. Mm-hmm. Așa da. Cred. Da, da, am înțeles. Nici ăla nu mi-ar displace cum îl cheamă Feșnic. Că e și el are valoare. Numai că el a făcut atunci lucrurile alea cu Rapidul. Care da, poate să arbitreze fără să vrea psihologic în compensație. Eu nu cred că ar fi Feșnic da, bun pentru da, voi. Da, da, poate să zică, bă, am greșit față de GDI, exact. Fac să nu știu. Mm. Nu, nu, nu e bine nici ăla. Da, 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 da. Și am uitat la Florinel să vă întreb ceva important. Bine, pentru la vară, că nu e cazul acum, nu discutăm. Doar atât vreau să vă întreb. După părerea noastră la valoarea lui, poate să facă față în Bundesliga, că se vorbea de Stuttgart. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar nu asta bă, contează. Florinel face față la orice ligă din Europa la ora aceasta. Ea are acea o veteză demențială. N-ai cum să-l prinzi. Da. Unul contra unul te face praf. Eu nu știu cum e la națională, dar ei ar putea să joace amândoi în același timp sau, nu, sau se calcă pe picioare? Mitriță cu Florinel.
Păi nu, dacă e fotbalist, ce nu juca Mbappé cu ăsta, cum îl cheamă, Neymar cu Messi. Ăla Florinel e atacant în stânga, ăsta eu, Mitriță, l-aș băga număr 10. Înțelegi? Uh-huh. Și ăla, Stanciu, joc 4-2-3-1, cu Stanciu la mijlocul terenului, că Stanciu face travaliu și, înțelegi? Un închizător, Stanciu, Mitriță, cum jucăm noi. Stanciu, Mitriță, un închizător, Stanciu, Mitriță, Coman, Hagi, Ianis și cu un atacant, nu știu care. De Drăguș. Drăguș. Și cu Ianis în dreapta sau cu Man. Și Screciu la închidere. Păi Screciu la închidere, da. Uh-huh. Asta este echipa. Screciu, Mitriță, Stanciu, Ianis sau Man, care vrea el, ăsta la Florinel? Florinel și cu Drăguș în față. Și un atacant, nu știu, ăla Drăguș, nu știu, am auzit că e bun. Așa eu aș juca eu. Păi și Olaru? Nu e în echipă. Păi Olaru să mă aștepte. Am înțeles. Păi ce să fac? Păi eu ce să fac? Eu spun, Mitriță e mai bun ca Olaru. Uh-huh. Și să, nu? Stanciu e numărul unu care nu poți să începe echipa fără el. Nu, n-ai cum să scoți pe Olaru, pe Stanciu din echipă. Un închizător cu tare și n-ai cum. Da. N-ai, deci eu nu că... Hai să spun, eu am spus așa, deci eu cred că ăsta Mitriță e mai valoros jucător. Nu știu, așa cred eu, adică să nu se supere, că e al meu și-l iubesc, dar ce vrei să sunt? Eu sunt, nu pot să fiu subiectiv. Da, se vede, chiar se vede că sunteți obiectiv. Da. Chiar se vede. El trebuie să facă parte din echipa națională, Olaru și acolo. Da, am înțeles. Ați făcut ceva concret cu... Cum ai văzut cum am spus. Ai văzut cum am spus? Da. Am spus Ianis întâi după aia, man. De da. Ce? Da, da, păi da. Ianis da. E al meu. Da. Nu? Normal. Adică familie. Nu? Păi familie. Și atunci am zis Ianis și după aia, man. Da. Ca să nu se supere. Și atunci spun Mitriță și după aia Olaru. Da, nu, sunt, da sunt, eu vă apreciez pentru corectitudine, adică așa vedeți. Bă, tată, eu așa eu văd. Da, deci, da. Mitriță e jucător de echipa națională, dezmembrează apărările. Dezmembrează apărările. Da. Numai ați că făcut... el trebuie să mai și paseze la anumite momente, nu numai el, adică să mai și combine. Da. Ați făcut ceva cu atacantul pe care îl doriți din vară? Ați ochit ceva sau discutăm prematur acum de povestea asta? Bă, să nu cumva să te trați acum Becali, nu cu Olaru. Eu zic Mitriță da, sau Olaru. Da, nu, am înțeles bine, domnul Becali, am înțeles. Nu vreau să interpreteze, că vezi, adică eu am vrut să fiu corect, dar vezi, acum mă gândesc, nu se supere băiatul. Adică eu, Mitriță e jucător care destabilizează apărări. Nu, ați spus foarte corect, adică ați explicat acum ce să titreze. Și el nu cred, atunci poți să joci și între Olaru și Stanciu, dar Stanciu e, el, Stanciu cam ține echipa națională. Da, dacă și Olaru își menține ritmul ăsta, știți cum e, da, poate să devină da, și Olaru o soluție. Da, poate să fie Olaru în locul lui Mitriță. Exact, 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 depinde totul de asta. Atacantul l-ați ochit sau încă nu? Sau discutăm prematur de povestea cu atacantul? Păi da, nu, păi n-are rost să vorbim de atacant acum. Să vorbim de atacant când o să înceapă transferurile, atunci să vorbim de atacant. Uh-huh. Și să vedem care-i treaba, să vedem și David Miculescu, cum stă, mai vedem mai multe. Uh-huh. Mai multe analize, vedem ce. Dar vedeți, vedeți cine rămâne. Bă, trebuie un atacant. Clar. Dar un atacant combinativ. În combinație. Nu vreau atacant... de ăsta genul de pe contraatac ca ăsta ca cum îl cheamă ca Rachmani care e fotbalist, e are calitate. Dar nu genul ăla vreau eu. Uh-huh. Vreau număr 9, nu contraatac. Număr 9 puternic care intră în combinație. Păstrând toate proporțiile din nume gen Haaland, nu? Asta vreți, unul puternic. Păi da, gen pune putem să spunem Ali Bek atunci. Mhm. Uh-huh. Genul lui Ali Bek. Da, da, da. Da, nu, e clar. Ca să nu spunem că Alan, că e Alan. Știți cum e, ne place nouă jurnaliștilor să o mai umflăm așa de dragul discuției. Da, 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 ăla nu e de pe pământ. E, normal, normal, normal. Alan, ăla e din alte galaxii. Domnul Becali, v-ați făcut partid?
Păi, da, păi a apărut știrea, că nu e ca și cum vă întreb eu acum vreun secret. Păi, dar nu știu, am făcut. Partidul aveam, cum nu-l aveam. Păi am văzut acum știrea seară că am înregistrat. Nu, hai să spun un lucru. Vă aveam un partid PNG, CD. Da. Și atunci, pentru că el, dacă n-am participat la alegeri, i-am schimbat numele, deci Partidul Noua Generație, și ca să rămână aceeași inițiale, am pus Partidul Noua Gardă. Da. Adică că se rezolvă dacă nu-l înțelegi. Aha. Și atunci aș lasă-mă să fie, înțelegi, Partidul Noua Gardă Creștin Democrat. Da, să păstrați PNG-ul. Ca să păstrezi PNG-ul. Uh-huh. Înțelegi? Uh-huh. Și probabil dacă este la alegeri, bă, Horia, eu, ca să rămână clar, eu la revedere cu politica. Nu mai mă vezi în viața ta. Dar dacă e să susțin un partid, să pot să-l susțin cum ar veni printr-o instituție. Uh-huh. Adică, bă, îl susțin pe cutare. Uite, bă, facem alianță absorbție. Și l-a absorbit și a absorbit, rămâne gata partidul ăla. Nu mai mă interesează. Am înțeles. Deci nu intrați în politică, dumneavoastră, să fie clar. Nici o dată în viața ta, dacă se scufundă pământul. Aha. Am înțeles. Nu mai trebuie. Păi ce trebuie, lele? Și nici nu mai am puterea, adică n-am puterea. Bă, politică, dacă vrei, trebuie să te scoli. Eu așa văd eu politica, dacă vrei. Mai ești la România. Bă, te scoli la 7 și muncești. Și chiar dacă ești parlamentar, te duci la birou, muncești. Și muncești pentru România. Hai să vedem ce legi, hai să vedem ce nu-s bune, hai să vedem ce nu-s bune. Nu vezi că nu plești, nu vezi că la noi nu se știe. Păi tu nu vezi cum, adică, bă, hai să facem, vedem cum este, că, bă, Horia, justiția, alea, ce sunt, care nu funcționează. Cum să spui, tu nu vezi că, că CSA-ul e unitate militară, n-are voie să aibă sport. Că am luat legătura cu ăla lui Neamitică, cu avocatul ăla. Da. Nu vezi federația. Mi-a zis omul și m-a lămurit. Bă, Federația Română de Fotbal. Păi ea trebuie să fie constituită din asociații și fundații. Non-profit. Ea e constituită din cluburi. Nu se poate cluburi să fie asociat la federație. Trebuie să fie asociații și fundații. Deci clubul e societate comercială care ea este organizată în ligi. Uh-huh. Și noi suntem membrii ligii. Liga poate să fie membru. Nu că cluburile și cutare. Deci, alea sunt, deci dacă este nulitate absolută. Și ce înseamnă nulitate absolută? Poți să faci contestație, să o contești oricând. Nu există termen de prescripție. Am înțeles. Și poți să contești oricând. Poți să faci, de exemplu, o altă federație care să fie legal constituită și la revedere cu aia care o desfințează. Adică ce, să faci altă federație care să o concureze pe federația lui Burleanu? Păi nu, ce de anulare, lua aia și păi, faci o federație. Și nu, dar, bă, stai, bă, Corea nu râde, că nu e așa. Bă, Liga n-are treabă, bă, cu asta, că vine federația, organizează ea, face ea, adrege ea. Ea e subordonează federației, că e membru asociat al federației. Dar nu că ea face alea, ea supraveghează federația. Nu că ea este stăpâna fotbalului. Nu, stăpâna fotbalului este Liga. Dar cu cine să vorbești, dacă n-ai ce să le frică? Facem Ligă? Suntem 16 cluburi? Păi noi comandăm, noi facem totul. Dar ne subordonăm să vedem federației, să vadă dacă respectăm toate legile FIFA și UEFA. Ea trebuie să supravegheze, nu că ne dă nouă niște ordine. Uh-huh. Am înțeles. Înțeles? Uh-huh. Păi cum îmi dai tu mie ordine? Joc eu cum să îmi dai tu mie ordine, mă? Nici n-am treabă cu tine, eu sunt organizat în ligă. Ce treabă am eu cu tine? Eu FCSB, club, societate comercială, sunt asociat în federație. Ca ce fel de federație? Cu federație de societăți comerciale nu există în lege. Uh-huh. Nu există în lege federație de societăți comerciale. Există federații, în lege spune, federațiile sunt constituite din asociați
și fund asociații și fundații. Da, știu povestea, că la noi a zis-o și mitică, clar, și mitică și domnul avocat. Păi da, dar eu acum am înțeles-o bine care-i treaba. Uh-huh. Înțelegi? Și eu zic care-i treaba. Păi la noi, lasă-mi, că eu dacă am venit la putere, fac, schimb, deg, pam, zic, iau și toate, iau și aia, cum le iei, mă? Că nici nu ai dreptul să iei, tu doar supraveghezi, nu să faci cu toate. N-am înțeles. Ștefan Popescu îl cheamă. Bine, mulțumim. Sau chestiunea asta, Bă, tu n-ai dreptul să faci fotbal, mă, că tu ești unitate militară. Cum să ceri tu prejudiciu pe ceva ce nu poți vinde? Că n-ai voie să vinzi fotbal, tu n-ai voie să faci. Păi da, că nu, ei n-aveau voie să facă ce se au. Da, și dacă tu nu ai tarabă ca să vinzi carne, cum să-ți aducă eu prejudiciu că am vândut eu carne în locul tău? Că tu nu ai dreptul să ții tarabă la obor de carne. Tu vii la obor, la piața obor și tu n-ai tarabă. Uh-huh. Păi dacă tu n-ai tarabă, cum să mă dai pe mine judecată că am vândut carne în locul tău la piața obor? Că prejudiciu ce înseamnă? Prejudiciu înseamnă ce tu puteai să faci și din cauza mea n-ai făcut. Păi eu nu te-am frustrat cu nimica. Nu te-am afectat, că tu nu aveai dreptul să ai tarabă. Și n-aveai cum să vinzi. Deci n-ai putut să faci profit din profit de vânzând carne. Că nu, da, put, nu am înțeles. Voie să e foarte clar. Metafora e clară. Este păi, evident. Metafora, trebuie să ai inteligență ca să înțeleagă lumea. Da, da. Păi de acum, adică tu nu vezi ce tâmpenie. Bă! Deci practic, vă contestă nimeni, sau cum? Nu că mă contestă. Cer niște bani că i-am adus un prejudiciu, adică le-am adus un prejudiciu, adică din cauza mea ei n-au câștigat 36 de milioane. Păi bă, tu nu puteai să vinzi carne, cum să cer mie că nu ai, din cauza mea n-ai vândut carnea. Uh-huh. Înțelegi? Da. Tu nu aveai dreptul să faci fotbal, cum să mă acuzi pe mine că din cauza mea n-ai vândut produse cu Steaua Fotbal. Tu trebuie să-ți vii nici alea până la urmă, nici boale, nici alea n-are voie să facă. Păi adică ce, ar trebui desfințat sau cum? Da, păi dacă scrie în lege. Păi scrie în lege. Că n-au voie să facă de-astea activități sportive, da, da, decât în pregătirea soldaților. E clar, e clar. Așa. Păi stai puțin, că sunt și de-astea de drept public care sunt... Păi bă, sunt multe de-astea... care ele sunt membri la federație, care n-au dreptul, care nu sunt înființate în asociații și fundații, punct. Nu ești membru la federație. N-ai cum să te constitui, să fii membru la Federația Română de Fotbal dacă nu ești constituit în asociație sau fundație. Uh-huh. Păi există RIL al Curții Supreme de Justiție. Acum a dat. Da, am înțeles. Și mă duc uite ce spune RIL-ul. Este recurs în interesul legii, adică ca să înțelegi ce înseamnă RIL. Da, da. Bă, eu am inteligență, știu lege, da? Că eu dacă eram eu politică, spuneam, băi, nebunilor, cum voi cereți să intrăm în UNESCO că pierdem procesul de miliarde cu Roșia Montană? Cum, dacă avem contract cu aia, cum cereți în UNESCO? Dacă am intrat în UNESCO, clar la proces invocă ei din cauza lor și pierde procesul. Păi de-aia cerem, ca să-l pierdem. Păi da, probabil de-aia au făcut. Păi de-aia. Să-și ia niște băieți, niște comisioane, că și-au îndeplinit misiunea. Ce mare șmecherie. Da, în fine, gata, haideți că suntem emisiune de sport. Mulțumesc mult. Avem inteligență, bă, ce să faci. Da, mulțumesc, domnul Becali, pentru toate explicațiile. Păi, eu sunt continuatorul, dar nu ești Steaua. Păi, eu am continuat activitatea, bă, nebunule, cum să nu fiu Steaua dacă eu am continuat? Eu sunt continuatorul, eu sunt. Tu te-ai născut acum, ai făcut acum o societate de fotbal, ce ai făcut acum? Păi te-ai născut acum, mă, cum să ai 100 de ani dacă te-ai născut acum? Bă, nebunule, cum să ai 100 de ani? Bă, nebunule, te-ai născut acum 3 ani, ai 3 ani. Cum adică te-ai născut acum 3 ani, dar ai 100 de ani? Are 3 ani, dar se simte de 100. Bine, mulțumesc mult, domnul Becali, pentru explicații. Vă mulțumesc. Bun, da. Hai să revenim la fotbal.
Deci după ce face echipa la FCSB, a făcut-o și la Craiova și la echipa națională, nu? Bravo, Florine! Bună, bună asta, nu, Florin? Da. Genial asta! Păi, după, Mutu e specialist, bă, de mâine vorbește și cu el. N-ai cum să nu spui că omul are farmecul lui. Da, indiferent. Da, da, da. Andrei, că vă atacă, că nu ești de acord în mare parte cu ce spune, dar cum să spun, adică n-ai cum să spun, știi cum e, emisiunile fără Gigi n-au sare, adică, mă auzi, te duce, asta a fost mortală pe echipa națională, să-l anunț pe Edi. Dar vezi că... Și scris. E și scris deja, vezi că Gigi o să pună presiune pe Edi, da, cu Mitriță. Treaba voastră. Bine, voi râdeți, păi să vezi când vă lua. Păi și unde, că n-am înțeles. Problema e cu Olarul, nu vezi că nu mai joacă Olarul, aici e problema. Mă auzi, eu știi ce cred? Că poate să fie și viitorul selecționer. Se poate să antreneze și echipă de club și națională? Nu, asta nu, dar cred că renunță, pentru națională renunță. Nu, nu, dar să știu un lucru, am serios vorbesc, Andrei, Mitriță este într-o formă extraordinară. Nu, chiar 10 goluri, 10 pase de gol, mă, nu-i rău. Nu, e clar un candidat. Va putea să treacă Edi peste resentimente față de Mitriță? Dar nu cred că e vorba despre resentimente. Știi că, știm toți că nu-l iubește. Nu-l are la suflet. Nu este vorba despre resentimente sub nicio formă. Problema este strict de concurență în zona aia de teren, pentru că acea zonă de teren este cea care oferă cele mai multe soluții echipei naționale. Adică acolo îl găsim pe Drăguș, în mod normal, îl găsim pe Mihăilă, îl găsim pe Coman, îl găsim pe Mitriță. Sunt foarte mulți jucători pe acea parte de teren care reclamă convocarea la echipa națională. Și pe bună dreptate, pentru că toți au cifre foarte bune. Da. Bine, cred că a fost și un mesaj așa de disciplină. Nu cred că e vorba de resentimente, dar asta a fost decizia lui din momentul respectiv. Eu nu l-aș suna. L-aș suna, i-aș spune că, uite, sunt trup și suflet, vreau să fiu acolo, vreau să păi fiu cine, la cine? Eu unul cine? Mitriță? Da, că aș fi Mitriță, da. Da? Da. Ce ai face? Deci, păi pune mâna pe telefon? Da, și zice, dacă eu sunt trup și suflet, vreau să vin, să aibă o discuție. Dacă n-au avut deja, nu știu. Pentru că ar fi păcat să lipsească Mitriță. Tu ce zici, Cobra? Eu cred că Edi este destul de inteligent ca să-și facă un lot. Destul de? Inteligent. Deci ai niște rezerve. Este foarte inteligent. Ai zis destul de? Lasă-mă să rețin această prima declarație. Nu cred că o să-și pună m-auzi, să zici că nu vreau să... M-auzi? Îl sun eu pe Edi ca să-i s-o bag și mai prin gard. M-ai înțeles? Vezi că a zis Cobra că nu ești neapărat nu, atât nu cred de inteligent. Nu cred că o să-și pună așa o chestie că nu-l cheamă pe Mitriță la echipa națională. Sunt concurenți foarte mulți acolo, cum spunea și Andrei, și sigur o să-și aleagă cel mai bun 24 sau cât să da, îl vezi că problema e de 20. Aici e o 20, problemă nu, și... Dacă nu e de 20? 20 de jucători de câmp. Și da, chiar v-aș sugera să luați un creion și o hârtie și să încercați să faceți un lot echilibrat de 20 de jucători da, pentru cele 10 posturi din câmp. Echilibrat 3 portari sau 2? 3 portari. 23, 3 portari și 20 de jucători de câmp. Să vedeți că așa e simplu să zici, bă, ăla nu poate să lipsească. Dar dacă e ăla, trebuie să vezi pe ce posturi. Maxim 2 deci pe postul ăla. Cam trebuie să iei doi pe post și atunci... Nu poți să iei 3 pe același post. Da, bun, să te întreb ceva pe tine, Cobra, da? Ai fost un mare, uriaș atacant. Eu ți-am mai spus ție, când mai stăm noi de povești, tu dacă jucai astăzi, erai jucător, fără exagerare, de minimum 70-80 de milioane de euro, poate chiar spre 100. Hai să nu zică lumea că exagerez, că nu știu ce, deși la valoarea care ai avut-o, eu cred că puteai să fi transferat și pe 100 de milioane. Dar erai jucător de 70-80 de milioane. Tu îi vezi pe amândoi jucând în națională, pe Mitriță și pe Coman? Pe amândoi, jucând în același timp. Da, îi văd. Da? Da. Adică nu s-ar călca pe picioare? Bun, nu sunt n-au aceleași posturi, dar înțelegi ce vreau să spun. Nu s-ar călca, dar pui pe Mitriță număr 10 și Coman în stânga. Dar dacă mă întreb pe cine aș prefera număr 10 acolo, da? Poate aș spune pe altul. Da? Da, sau depinde cum vrei să joci în atac. Dar ar putea juca amândoi? Da, la un meci amical și la oficiale poți să-i bași pe amândoi. Să vezi cum merge. Să vezi cum merge. Uh-huh. Dar Mitriță și poate să joace al lui la vârf. Și Coman poate să joace acolo. Deci acum depinde. Bun, întrebarea e de ce nu joacă la Craiova atunci? Pentru că Ivan stă pe bancă. Care Ivan a dat randament foarte bun în stânga sezonele trecute. Adică a dat, Ivan nu știu, 10-14 goluri pe sezon. Nu este în formă din cauza asta, nu joacă. Și
Și Mitrița este în formă. Băi nu, Ivan nu mai e în formă din cauza lui Mitrița. Că de acolo s-a rupt totul. Aici e problema. Adică... Acolo, Andrei, nu? Acolo s-a rupt totul. În momentul în care a venit Mitriță, care, lăsând la o parte că este un jucător fabulos, asta este adevărul, Mitriță e un jucător fabulos, într-adevăr are și el minusurile lui, pentru că probabil dacă la valoarea care o are, la tehnica care o are, chiar era perfect, probabil discutam acum de un Mitriță la niște echipe foarte mari. Dar el, practic, l-a anulat pe Ivan. Lui Ivan de acolo îi se trage. Nu. La fotbal, pe pozițiile de joc, este o competiție. Între doi clar sau trei jucători. Nu... Mitriță și-a câștigat postul, cum l-a câștigat Coman când juca Tavi și juca foarte bine în poziția aia. Deci acolo trebuie deci, să... Florinel l-a câștigat în fața lui Tavi, da. Mitriță l-a câștigat în fața... Dacă tot joci acolo. Dacă nu le acum găsești... să vedem care câștigă postul. Dar de ce postul? Râdeai când vorbeam eu că practic m-ai înțeles începutul... Ivan n-a știut. Ivan când a auzit că s-a transferat Mitriță la Craiova s-a bucurat, îți dai seama. Dar începutul sfârșitului atunci a început pentru Ivan. Păi, da, greșesc, exagerez? Nu, dar... Practic l-a anulat Mitriță, nu mai are loc Ivan de Mitriță. Bun, și n-are nici cum să joace. Au încercat să-l bage în fel de poziții. Și aici sunt de acord cu Florin. Mitriță pe număr 10 nu a dat același randament cum îl dă în banda stângă. Sigur că seară finalizează din poziție de număr 10, dar asta e din dinamica jocului, nu este... Ivailo să știe a găsit locul. De când a venit Ivailo, joacă mai bine, Mitriță. Păi i-a găsit locul în stânga, adică l-a pus la locul lui. Păi da, dar joacă mai bine, să știi. Mie mi se pare mult mai consistent Mitriță de când a venit Ivailo, să știi. Așa ca o bilă albă pentru bulgari, pentru Zakuski. Dacă discutam acum două săptămâni... Păi da, dar știi cum e, trebuie... Andrei, tu ești un tip echilibrat. Păi știi foarte bine, trebuie timp. Nu se pot, antrenorii nu pot face minuni. Ivailo nu este în niciun caz coborât din filmele cu magie cu Harry Potter. Omul are și el nevoie de timp. N-a spus nimeni asta. Eu văd o echipă a Craiovei în ultimile 2-3 săptămâni pe fond de creștere. Asta e părerea mea. Păi asta se vede și în rezultate. Are în linia de clasament în săptămâna asta care a conținut 3 meciuri, înseamnă două victorii și un rezultat de egalitate. Cu Rapidul. Deci asta înseamnă numai FCSB are 3 victorii în săptămâna asta, sunt vreo 3-4 echipe cu 3 înfrângeri. Și asta poate să fie, până la urmă, o hologramă a sfârșitului de campionat, cam ce s-a întâmplat acum. Pentru că, uite, echipele care au suferit înfrângeri au pierdut obiectivele. Adică Botoșanu nu s-a desprins din fundul clasamentului, Petrolul n-a prins play-off-ul din cauza celor 3 înfrângeri, Voluntariu mai are un pic și ajuns de Dinamo. Pe când echipele care au luat puncte în astea 3 meciuri, au ajuns tot mai sus, iar FCSB-ul e în poziția asta pentru că are 3 victorii, cred că este singura echipă care e are 3 victorii. Da. Deci, din punctul ăsta, eu spuneam de Ivailo că el a început bine cu 3 victorii și cred că 4 au fost și cu una din cupă, după care a venit reculul, adică acum nu mai știu, înseamnă că alea 3 victorii nu sunt ale lui, sunt ale celui dinainte, a preluat, n-a avut ce să facă, Pormo și-a reglat el tirul. Și acum a ajuns echipa să facă din nou rezultate. Cu acel asterisk de care ți l-am spus că mi se pare că în continuare au o problemă de gestionare a pauzei la ce se întâmplă acolo. Dar revenind la echipa națională, v-am zis, este foarte dificil să faci un lot numai de 20. Acum o să mai fie 26, 27, cum au fost la meciurile astea. Puteai să iei pe un lot pe acolo, vedeai pe cine mai lăsai în tribună. Yeah. Acum vor fi 20. Iar în situația în care zici Coman sau Mitriță, trebuie să mai bagi sau Drăguș sau Mihăilă. Și atunci, pentru că nu poți să iei. Ok, mai zici, bă, unul mai poate să joace vârf, unul mai poate să... Dar dacă unul mai poate să joace vârf, trebuie să te uiți la vârful. Dar eu rămân la părerea că, deși este foarte strâns, eu vorbesc de ce joacă acum. Da? Eu zic că ar fi o nedreptate ca Mitriță să nu prindă lotul pentru Euro. Asta e părerea mea. Așa cred eu. Evident, mă pot înșela. Da, bineînțeles. Dar ți-am zis, exact. Eu cred că ei s-ar face o nedreptate. Mi se pare genul foarte rar de jucător care, într-adevăr, poate să scoată doi adversari din joc. Ceea ce asta este rar avis în fotbalul de astăzi. Corect. Și Coman, dacă ar lipsi, ar la fi fel. O nedreptate? Ba da, la fel. La Mihail ar fi o nedreptate? Nu. Nu? Zic că se ruptă la promovare, e pe primul loc. E mai departe nu, de nu noi? Nu, sunt eu. Nu. Mi se pare un jucător bun, dar nu mi se pare un jucător care... cum să spun, adică nu știu, nu mai, mi se pare un jucător așa, cu multe oscilații, Mihail. Asta e problema. Și iar pentru mine mai înțeles, Mihail, nu o să pot să lui niciodată pe Mihail. Eu încerc să mai
măsori și IQ-ul fotbalistului, da? Lăsând la o parte, așa cât pot eu din fotoliu de acasă, normal, că n-am pretenții acum. Dacă vezi un jucător mai înțeles că cu crampoanele se urcă pe reclamele alea, cum să spun, să se bucure, să urcă cu crampoanele pe reclamele, pe bannerele puse, mai înțeles, când știi clar că poți să-ți rupi piciorul, dar să nu mai joci fotbal niciodată, mai înțeles, dă-mi voie să am un, o virgulă. Când vii după două goluri date Elveția, nu te mai 10 minute? Nu, doar atunci, l-am mai văzut, nu e doar atunci, înțelegi? Dar crede-mă, nu, adică, bă, pe bune, știi că poți să-ți termini cariera. Nu te uiți, mai înțeles, crampoanele sude, iarba aia, și tu primul lucru te uiți cu crampoanele acolo și faci echilibristică cu destinul tău și cu viitorul tău că ai dat un gol. Dăm voie, cum să spun, cum să zic, mai înțeles? Te ia valul, crede-mă. Da, nu zic că nu te ia valul, dar dăm voie, mai înțeles, să am o virgulă. Asta e părerea mea. Mai înțeles? Eu așa judec, poate sunt eu nebun. Înțelegi? Da? Înțeleg că te ia valul, da? Că și eu când jucam la junior pe la Minerul Câmpul Lung și dădeam un gol, mă simțeam stăpânul lumii. La divizia C, stai, înțelegi? Bă, da, știi că poți să-ți rupi picioarele, da? Ceea ce s-a și întâmplat. Da, bine, a avut noroc, a fost norocos. Adică, ți-am zis, lucruri mici, dar detalii contează. Unul dintre golghetele echipei naționale. N-am o problemă încă o dată. Doamne ajută să-i dea Dumnezeu să dea 8 goluri. Să nu... Eu n-am spus că nu îmi place. Dar m-ai întrebat și eu ți-a zice, dacă mai pune să aleg între Mihailă și Mitriță, dar de-aia nu știu eu selecționer. Eu l-aș ce pe Mitriță. Păi hai să intrăm pe Adilie, că a jucat pe postul ăla, nu? Cum aș ști cum e? Care 2 din 4? Da. Ei alege. Da, ție îți place Mitriță? Florin? Da. Adică e de euro sau greu? E de euro. Discuția asta va fi, că probabil vor fi 2 aleși acolo. Zile Loredana. Ca să nu supărăm pe nimeni. Nu, de-aia facem emisiuni, să nu... Păi mai bine, închide emisiunea mai bine. Spun și de ce. Ca să noroc că intră Roberniță în direct, ca să fie direct. Imediat. Ca să nu supărăm pe nimeni, dar nu luăm decât 5 fundași, că nu sunt prea buni, niciunul, că nu joacă, nici fundașul dreapta, și băgăm vreo 7 în atac. Și luăm și pe Mitriță și pe Coman. Și facem și pe spectacol. Mihail, și facem un luăm spectacol. 3, dar dăm 4. Păi poate dăm 5. Știi cum e? Mă auzi? Asta e Rabin? Da. Și tu ai dreptate, și tu ai dacă mă întreb dacă îmi place Mihailă, da, foarte mult. Dacă aș pune să joc cu el genul pe contraatac, mai ales că merge la europene, că nu trebuie să atacăm. Știm calitățile lui Mihailă. Și mai are și un alt avantaj Mihailă, joacă într-un campionat puternic. Aici s-ar putea să fie o analiză mult mai argumentată. Dacă vezi locul... Bine, domnul Andrei Vochin, locul... dăm nana acum. Nu. Păi mi-a spus și eu o părere. Eu l-aș alege pe Mitriță. Bine, mă împușcați. Dar tu ai zis de campionat, da? Încă o dată, una e să faci o mărgică într-un campionat eu când mi-am spus părerea, deja analizasem aceste lucruri în computerul meu, mai înțeles? Dar ce, Andrei, Mitriță? Da, cum îl cheam? Mihailă nu poate să joace fundaș dreapta? Stânga. Nu ar fi rău. Oricum, în istoria participărilor noastre la turnee finale au fost foarte multe momente în care au fost jucători care n-au ajuns la acel turneu final și au născut tot felul de discuții. În 70, chiar dacă a ajuns acolo, Dobrin n-a jucat niciun minut și a fost o mare discuție națională. Să păstrăm proporțiile. Păi mă, hai să zic, Lăcătuș și 94... Mihailă și Mitriță cu Dobrin, că nu... Păi nu, Dobrin n-a jucat, da? Lăcătuș și 94 n-a jucat, n-a fost la campionatul mondial din 94, deși a jucat în preliminarele din 93. Îți mai dau un exemplu. Ghiță Giorgău a dat golul calificării la Bratislava. Și n-a prins lotul pentru Euro 84, într-adevăr, pentru că s-a accidentat înainte de plecare. Bun, hai să vedem ce zice și cum vede viața din Spania, Roberniță. Că poate el o vede altfel decât noi. Robert, salut! Vă salut! Aoleu, ce apare soarele răsare! Da, ce cadru! Ce cadru! Robert, ce faci? Cum a fost, așa pe scurt, cum a fost partida seară? Te-ai ofticat? O partidă disputată, decisă de... un arbitraj mediocru, de niște decizii ciudate și luate în timp real și după ce domnul din tir s-a uitat pe monitoare la fazele respective.
Bun, o practic Rapidul nedreptățită, adică nu că i s-au furat, că nu se pune problema de asta, fiindcă centralul a fost ok, nu mi s-a părut vreo manieră. Însă un penalti poate cât un titlu? Păi e viciere de rezultat și vicierea asta de rezultat, conform calculelor, duce la 4, 6 sau 8 puncte după înjumătățire. Hai că nu știai că marchează din penalti. Nu, dar îl dădea. Ok, lasă să rateze, dar dă-i ce e dădat. Lasă să rateze. Schimbă foarte mult datele problemei decizia asta de arbitraj. Foarte bine spune Adi, nu știi dacă marca sau nu. Bă, dar dă-l, că e minutul 86. Dă-l, ok, la Krasnici zici că, domne, că sunt circumstanțe, nu sunt, ok. Mă, dar Maldonado face blocaj ca la fotbal american. Păi dacă era la alea, la Liga celor 5 națiuni sau 7 sau turneul națiunilor, păi îl și elimina. Îl lăsa puțin afară să se uite la meci. Tocmai păi din cauza asta n-a dat penalti, pentru că a crezut că e la Ruibi. Să poate. Vezi că ți-a șutit tu, te-a trecut turul și ți-a șutit portofelul. Nu, că e român. Auzi? Ți-a trecut turul de două ori. O dată ți l-a șutit, a doua oară când a auzit ți l-a lăsat când a văzut că ești vedetă la televizor. Dacă tot stai cu noi 10 minute, pune ceva, un pahar lângă, că poate îți mai lasă câte un euro dacă te stai genunchi așa. Da, ne ajută să, dar nu, auzi, încă nu sunt în genunchilie. Robert, arbitrajul de aseară a fost un pic. Robert, ascultă-mă ce zic. Lasă, tată, banul e și în pahar lângă tine, e bun, trebuie respectat banul, nu contează. Bineînțeles. Lasă-l pe Ilie să zică, știi ceva, Ilie? Mă așez și eu în genunchi, m-ai înțeles? Pun și eu un pahar și timp de 3 ore cotizează și tu. Luăm primul avion, veniți spre tine. Hai că vă aștept că sunt la promenadă aici, la câte, soare. Câte grade sunt? 21. Da. Te-ai ofticat puțin așa, Robert, că n-ați bătut aseară? Da, Horia, te oftici. Știi de ce? Uite, la meciul de la Iași n-ai ce să comentezi. Bă, te-a bătut Iași, asta e. Uh-huh. N-ai ce să comentezi, dar aseară ai ce să comentezi. Și de ce să nu se decidă lucrurile astea pe teren? Adică, ok, FCSB-ul joacă, dă dovadă de continuitate, lumea spune că echipele mari câștigă și când joacă mai prost. Uite că ei joacă mai prost cu voluntariu, o repriză, joacă pe final de joc mai prost cu Petrolul, fac 6 puncte, bravo lor. Rămân pe prima poziție, dar lasă-mă, dă-le celor de la Rapid ce trebuie să le dai. Că a văzut o țară întreagă, că e penalti. E penalti ăla, cum se duce Maldonado acolo, e penalti. Cum este, uite, ca să fim corect și bine că nu l-a pierdut FCSB-ul, ci pe Radu Slavescu. Că se duce băiatul ăla, că tot zic, domne, păi se duce din inerție. Păi da, mă, dar din inerție îi rup piciorul ăla săracu, îi face întorsă. Bine că n-a pățit ceva mai grav. Uh-huh. Dați-le, mă, ce sunt de dat. Care sunt de dat, dați-le și lăsați-i să se bată între ei. Pe Giuleș, pe Arena Națională, pe Mundur Fuca. Dar voi dați-le, că de-aia sunteți puși acolo. Îi ține și în cabina aia, le pune și 7000 de monitoare. În tir, cum spui tu, în tir. În tir, îi ține în tir acolo, tot îi arată cu mâna la urechi, la gură, la nas. Când trebuie să vorbească între ei, sunt supărați. Nu comunică unii cu alții. Când te întorci, chiar mă să vadă. Când te întorci, o să analizăm amândoi niște faze din timpul meciului, că am mai văzut una. Cred că la Sepsi a ratat penalti și s-a dus fundașul central și l-a luat în brațe pe portar, dar a luat și mingea. Eu am crezut că repetă penalti. Păi și face un bariu, nu pot să-mi dau seama. Și așa, cu minge cu tot. Da. Da. Robert, altceva. Dacă erai în Italia, a venit domnul ăla cu dacă erai în Italia te întrebam, e un ristretto? Da. E cafe con leche. Cortado. Cortado. Te mai întorci la emisiune sau că văd că la soare te poți uita de la cineva. Tu te dai aici, te rog frumos. Că vorbim la telefon, ești româncă? Uite, salută-l pe prietenul meu, ești româncă? Zici ceva. Cu cine vorbiți? Să-i dai un euro, te rog frumos. Să-i dai lui Robert un euro, nu pleca fată. Dă și mie un euro. A confuzat situația.
A venit să-ți dau un euro? Să-ți dau Dumnezeu sănătate, dar nu mi-ai dat și mie un euro să dau o cafea. Să fii sănătoasă. În ce hal a ajuns rapid, mă, frate. Auzi, da, dar știi care a venit fata să-ți dau un euro, serios? Nu te mai vedem, nu te mai vedem. Auzi? Voi ați auzit-o ce mi-a răspuns? Ce? Nu, șefule, că n-am mărunt. Doamne, ajută, m-am pus bine aici. Hai că mai stăm câteva minute, că fac un sandwich. Da, bă, Roberte, nu te-a recunoscut femeia? Păi ar fi chiar culmea. Nu, nu te trebuia să zică domnul care a îngropat de la Foresta, domnul de la Foresta? Da, da. Robert s-a cam terminat cu titlul, se duce la Gigi? Nu s-a terminat. Nu s-a terminat Horia, să joacă. Dar păcat că să decid niște lucruri în urma unor greșeli. Să joacă Rapidul, dacă bate FCSB-ul, să joacă. Bun, și dacă, nu bate sâmbătă FCSB-ul? Dacă nu bate sâmbătă FCSB-ul, tot să joacă, dar șansele sunt mai mici. Vorbim de 6 sau de 8 puncte. E mult, să fim serioși. 8 puncte sunt multe rău. Sunt multe rău, chiar dacă... Adică, Robert, sincer, dacă bate FCSB-ul sâmbătă, e cam gata, a? Scad șansele undeva la 10-15%, e clar. Chiar dacă mai ai după aceea 2 meciuri contra celor de la FCSB. Lasă, Robert, că luați la anul, că la anul, dacă nu știu dacă... La anul e anul centenarului, luați la anul. Păi tu ai făcut matematica cu profesoara lui Șumudică, nu, cred. Nu. Eu fac matematică cu voi, cu rapidiștii, că voi la fiecare an, în ultimii 2 ani, e centenar. Așa că mai ești merge răutăcios. Și la... Mă auzi, vă ești mai dăm răutăcios. O șansă. Nu, e adevărat că deranjează ceea ce se întâmplă la Rapid și se vede. Pentru că unii se chinuie de 10 ani să ia campionatul cu investiții majore, mă, alții... Robert, dă capul mai așa că la tine mă pot uita, dar la soare, ba. Deci stai numai soarele văd. Așa. M-a dereglat doamna aia. Zi. Deranjează ce se întâmplă la Rapid. Nu, dar și să știi că senzația mea asta e că a devenit deranjant Rapidul de când a venit Șucu în forță. Normal că deranjează, pentru că oamenii simt că ceea ce fac ei de 10 ani, de 7 ani, de 15 ani, s-a făcut la Rapid mult mai repede. Uh-huh. Și uite că la Craiova se investește, Craiova domnului Rotaru, se investește de mult timp și nu sunt rezultatele care sunt la Rapid. Uite că patronul de la FCSB cumpără... Nu... A? Da. Până refacem cu Robert... Da, până... Mă auzi? Da, te aud. Hai, te aud. Da, haide că s-a refăcut. Da, te rog, se oprise puțin. Zi-te-l. Da. Domnul Mititelu se căsătorește și divorțează mai repede decât Bahmuțeanca cu domnul Prigoană. Deranjează lucrurile astea. Băi, stai puțin, mă. Ce părere aveți, mă, de a 10-a de scălecare? Stai puțin, Robert. Florine? Nu știu ce să mai zic. Chiar nu știu ce să mai zic. Unic? Clar unic. Nu cred că există așa ceva. Deci Mititelu nu știu ce performanță o să aibă, dar sigur a intrat în istoria fotbalului mondial. Și a zis, mi se pare, la ultima dată că gata, s-a da, terminat, cu e ultima înainte, oară. Da, nu, și cu 2 zile înainte. Hai, domnule, terminați cu glumele astea, cu Napoli, e subiect, cu 2 zile înainte. Ai înțeles? După aia s-a trezit iar în pat cu Napoli. Eu zic să aplice pentru Guinness Book. Cum? Să aplice pentru Guinness Book. Zi-mă, Covra, tu mi-ai auzit așa ceva, mă, cum să-l aduci mai 10-a oară? Mă, câtă lipsă de imaginație. Vrea să facă 11, toți jucătorii. Știi? Îl aduce și-a 11. Asta e penultima oară? Da, mai să mai vin o dată. Vrea să facă 11? 11. Bă, Andrei. Bă, Andrei, cum să-l aduci mai 10-a oară? Bă, crede-mă, e unic, nu că... Crede-mă, nici la extraterestri nu există așa dar ceva. Dar nu înțeleg de ce îl mai dă afară și nu lasă manager acolo. A? Chiar dacă schimba antrenorul. Să lasă manager. Nu vrea să nu, până și Vochin, echilibratul Vochin și-a pierdut vorbele. Nu mai are vorbele la el. Păi nu, dar omului așa îi place. Că ce vrei, dacă domnul Mititelu așa îi place. Că aici e vorba de plăcut, nu mai e despre competențe, despre așa ceva. Deci așa îi place omului. Dacă așa îi place, ce avem noi cu domnia sa? Hai mă, că-s comici. Păi și noi n-avem voie, comici, să, adică n-avem voie să râdem. Adică, mai nu... adică, cum să zic, comici, adică comicărie. M-auzi, Stan și Bran sunt copii pe lângă ce se întâmplă cu Mititelu la Craiova și cu Napoli.
ce face rating. Lacrima, zâmbetul. Da, păi asta e. Fac rating. Bă, m-auzi, mă, Robert, cum mă să-l cheme a 10-a oară? Păi în lipsă de soluții, păi ne spunea acum două zile să nu se mai bage în seamă în Napoli, rămâne prietenul meu, dar gata, e un capitol închis. Și Napoli era în aeroport. Napoli era la check-in. M-au și când s-au întâlnit, știi, șarpele ăla, ca din Cartea Junglei. Așa cred că îi face Napoli când se vede cu Mititelu. Da. Pune-mă antrenor, Adrian. Pune-mă acum, antrenor, Adrian. Da, da, Nicolo. Da. Și auzi, Napoli și dacă făcea voodoo, făcea vrăși și aia, nu putea să se întoarcă de atâtea ori într-un loc, să se reîntoarcă. Să se reîncarneze! Deci jur! Deci ai impresia că omul ăsta e veșnic acolo. Da. Vorba voastră acolo, de ce l-o mai da afară? Măcar a schimbat și el numele de vreo 3-4 ori, știi? Da, bine, gata, la acum, fel ca la să fim vizionat, trebuie că... să ne punem întrebarea când îl dă afară. Pe cum când îl dă afară? Etapa următoare. Păi asta zic, gata, s-a terminat. Dacă îl bate rotarul, Mititelu o să iasă și o să spune nu pot să suport această umilință, e prea mult, nu pot, și eu sunt om, nu pot să suport. Eu, cei dragi, mai înțeles, n-avem cum să suportăm această umilință. L-am adus pe domnul, am crezut că poate să resusciteze corabia, dar nu, m-a bătut domnul rotarul. Nicolo, te anunț oficial că ești demis, înțelegi? N-am cum să trec peste asta, Nicolo. Înțelegi? Bine, da, îl pune de gura suporterilor, știi, nu? Asta e din gura suporterilor, credem. Că nu l-aș fi pus. Pe de o parte, domnul Mititelu, ok, că nu găsește soluții din diferite motive, dar și domnul Napoli să tot vii. Nici domnul Napoli nu găsește soluții din diferite motive. Dar unde a mai antrenat al Napoli în afară de universitate? E singura echipă, ascultați-mă, scuzați-mă că vă întrerup. E singura echipă pe care o poate antrena. Da. Nu există altă echipă. Păi da, de 20 de ani a antrenat doar Craiova domnului Mititelu. Da. N-are unde poate. Nu poate să antreneze. Poate dacă tot stă atâta pe drumul, poate fac ăștia selecționat acum cu Schengenul terestru și aerian, poate fac selecționat a vameșilor. Sau nu știu, a personalului de bord. Băi, de la auzi, mă, Robert, compania Robert, lasă-mă că sunt simpatici, are dreptate Andrei. Sunt simpatici. Da, sunt simpatici. Pe de altă parte, să știi că pe de altă parte, Napoli de câte ori a venit la Craiova a făcut treabă. Păi da, primele două etape, după aia vine următorul. A făcut treabă, de-aia a plecat de 10 ori. Da. De 9 ori. Vorba lui Gardo, și a făcut treabă, de-aia a plecat de 9 ori. Nu e de lungă durată, păi a și spus domnul Mititelu. Dragostea adevărată, mai înțeles, uneori nu ține mult. Știi cum e, da? Creează șocul la echipă și pe urmă gata. Între Mititelu și Napoli este dragoste cu năbădăi. Aia e cea mai mișto. Da. Care se duce peste, cum ai zis tu, Adriana cu Bahmuțeanu, peste veacuri. Da. Sfidează decenile. Robert. Nu, lor le place să se împace. Da, exact. Aia sunt tot cea. Le place împăcarea, știi? E dulce împăcarea. Da. Robert, de 10% dacă bate FCSB-ul, nu? Dar, ia zi, dar nu o să bată. Nu, eu cred că Rapidul este într-o formă bună în momentul de față și poate câștiga împotriva FCSB-ului. Dar să sperăm că de data asta o să avem și un arbitraj corect și nu o să mai vedem înainte de meci, nici de prin alte părți, făcându-se clasamente cu erorile de arbitraj, cine e lider, cine nu e lider, la greșeli de arbitraj. Domnul Rotaru v-a făcut clasamentul. Și aseară n-a mai făcut. A uitat domnul Rotaru să mai facă clasament aseară? Păi nu, aseară nu s-a pus, că s-a jucat târziu. Nu s-a actualizat. Nu s-a actualizat, e în curs de actualizare. Păi, da. Bine, da. Dar e o rubrică care rămâne nemodificată. Singura echipă care n-a primit penalti în moment până acum în Liga 1 e Rapid. Da. Da, uite. Singura echipă care n-a primit penalti? Nu cred așa ceva. N-a fost niciun penalti în contra Rapid. Tu vorbești serios? Păi tu ți-amintești de vreunul? Păi nu știu, te întreb. Tu vorbești, mi se pare tare de tot asta. Rapidul n-a primit niciun penalti până acum în acest campionat? Împotriva Rapidului nu s-a dictat niciun penalti în campionatul ăsta. A, împotriva Rapidului. Împotriva Rapidului. Normal, dacă,
Dacă Săpunarul îi dirigează pe ai lui să apără la nu, jucați foarte avansat și n-au timp pe ea să intre în careu. Și când intră, nu mai apucați din spate. Stai. Deci împotriva Rapidului nu s-a dat niciun penalti? Da. Deci contra Rapidului nu s-a dat niciun penalti? Nu. Bă, Roberte, stați bine! Vă mai legați de arbitraje. E apărarea bună. Da. S-a văzut că a lipsit Săpunarul? S-au jucat foarte avansat. Robert? Nu. A? Nu. Da, bine, și Cristea. Nu, n-ai ce să le reproșezi pe faza de apărare. N-ai ce să reproșezi. Bădescu, bine. Braun, așa cum îl știm. N-ai ce să reproșezi. Că până la urmă... echipa poate face 2-0 foarte repede până în golul lui Mitriță. Craiova nici nu există. Sunt trei ocazii clare, unul contra unul cu portarul. Acum hai să ne înțelegem, nu responsabilitatea rezultatului nu aruncată pe brigada de arbitri. Pe tiriști și pe central și pe asistent. Când am auzit-o pe asta că nu s-a dat niciun penalti împotriva asta tot sezonul, gata să nu vă mai au cu arbitrajul. Stai puțin, dar bă, ce vreo 10 etape să nu vă mai au că vorbiți de arbitraj. Are dreptate Vochin, că a aruncat-o frumos Vochin. Păi de ce? Ia uite ce îmi scrie Cristi. Cristi Coste. Ia uite, bă, cine vorbește de arbitraj. Ia uite, n-am știut-o pe asta de la Vochin. Mi-a scris Cristi. Robert, mi-a scris Cristi. Înțeapă-l pe Robert, mi-a scris. Aha, da. Dacă n-au fost, dacă Rapidul s-a apără la 30 de metri de poartă. Dar nu, n-am auzit ce ai zis. S-a simțit absența lui Săpunaru aseară? Nu, pentru că au jucat bine băieții. Cristi joacă bine acolo, după meciul de la Cluj, unde o face foarte bine și aseară, intră și o face bine și trebuie să se odihnească și Cristi. Odată la 103 meciuri, când nu e suspendat sau accidentat, el se odihnește. A fost meciul 103, s-a odihnit un pic, intră cu FCSB-ul, poate și marchează și aia, o luăm de la capăt. Și gata și la gară. Da, apropo de derby, o declarație pentru fanatica patronului Rapidului Dan Șucu despre derby. Și spune așa domnul Șucu: cel mai important lucru este faptul că Rapidul a ajuns să joace în derby de România, în derbiul României. Rapid FCSV de sâmbătă este derby de România și cel mai important este, n-au scris bine băieții noștri, este derby de România, așa a zis, nu derbiul României, este derby cu D mare de România, așa a spus domnul Șucu. Deci Rapid FCSV de sâmbătă este derby de România, D mare, R mare, și cel mai important este faptul că echipa noastră a ajuns acolo, că este la cel mai înalt nivel și acolo va rămâne mulți ani de acum încolo. Nu vreau să facem un țel disperat din a câștiga titlul de campioană. Bineînțeles că ne dorim... Doar o secundă, stai că mi s-a dus ăsta. Așa. Deci, nu vreau să facem acum un țel disperat din a câștiga titlul de campioană. Bineînțeles că ne dorim asta, bineînțeles că ne dorim 3 puncte și vrem să batem FCSB-ul. Suntem convins că putem să facem asta, am făcut-o de atâtea și atâtea ori, dar mult mai important și mult mai frumos este că noi, Rapidul, ajungem să jucăm pe Arena Națională în fața 50.000 de oameni în derby de România cu FCSB. Asta este marea realizare a Rapidului și sunt mândru de suporterii noștri, de clubul nostru. Vom fi acolo în prim plan mulți ani de acum încolo. Evident că un rezultat negativ ne-ar afecta șansele la titlu, dar în niciun caz nu înseamnă că ar fi compromise 100%, spune domnul Șucu. Eu cred că adevărata bătălie se va da în play-off, însă nici măcar nu ne gândim că am putea avea un rezultat prost împotriva FCSB-ului. Eu știu calitatea jucătorilor, entuziasmul suporterilor, știu cât de puternici suntem atunci când ne adunăm și formăm adevărata familie a Rapidului. Atunci nu ne poate învinge nimeni. Cel mai fericit, spune domnul Șucu, sunt că meciul a fost programat ideal sâmbătă de la ora 20 și vreau să mulțumesc pe această cale Ligii Profesioniste de Fotbal. Este o șansă uriașă ca familiile, bunicii să-și aducă nepoții, copiii să vadă această minuneție de derby de România, această frumusețe a fotbalului. Vor fi probabil peste 5.000 de copii care vor avea intrare gratuită până în vârsta de 14 ani. Asta mă face personal cel mai fericit. Asta este marea fericire privind derby de România.
Faptul că putem să asistăm la un spectacol, faptul că generațiile următoare pot să se bucure de ceea ce înseamnă puritatea și frumusețea fotbalului. Îmi aduc aminte cu nostalgie de acum 50 de ani, când tata mă ducea la marile meciuri dintre Steaua și Rapid și vedeam duelurile fantastice între Liță Dumitru și Anghel Iordănescu. Nu mi-au dispărut nici acum după 5 decenii de peretină. Așa îmi doresc ca aceste generații de copil să nu uite nici ele duelurile dintre Săpunaru și Florinel Coman, așa cum vor fi sâmbătă seară. Asta e cel mai important, pentru asta intrăm în fotbal, asta este frumusețea pură a fotbalului. Bineînțeles, în rest există presiune obiective. Normal că ne dorim titlul, dar repet, nu facem o obsesie din asta. Cel mai important aspect este că Rapidul este acolo sus și va rămâne mult timp de acum încolo, în primul rând pentru acești suporteri minunați, unici în România, a declarat Șucu pentru Fanatic, Robert. Foarte frumos spus. Da. Și este îmbucurător, este îmbucurător prin lorile de poziție așa reprezentanților, contracandidatelor sau celorlalte echipe din Superliga, Rapidul contează. A început să conteze. Sperie. Și asta e cel mai bun barometru pentru a ne da seama că lucrurile la Rapid într-adevăr să fac cum trebuie. Îți vedem jumate de cap. Gata. Deci asta este îmbucurător. Rapidul contează. Contează lucrurile să fac bine și vedem reacțiile de la Craiova, de la FCSB, de la CFR câteodată. Asta înseamnă că Rapidul sperie. Sperie și este o echipă de luat în calcul de acum încolo pentru primele trei locuri ale clasamentului în Superliga. Da, bateți FCSB-ul, ce simți? Eu zic că da. E arena națională, vor fi 40.000 de rapidiști. E bine că s-au înțeles și cu cei de la FCSB privind reciprocitatea cu Peluza. Să fie spectacol, că asta vrem cu toții. Nu mai vrem declarații de-astea care să inflameze spiritele înainte de meci. Nu vrem învingătoarele să se stabilească în tir. Nu! Să vină sponsor, să se vândă drepturile TV cu bani mai mult, să fie spectacol, o peluză întreagă pentru FCSB, nu cocoțați pe nocturnă și să nu se audă. Nu, asta e. Și care e cel mai bun, care sunt cei mai în formă, să câștige. E sport până la urmă. Dar ăsta trebuie, fenomenul ăsta trebuie să ajungă undeva unde era cu mulți, mulți ani în urmă. Când stadioanele erau pline meci de meci, când erau rivalități foarte, foarte mari, când erau oameni, patroni foarte puternici și aproape la toate echipele, numai așa putem să creștem. E mai puțin important dacă sâmbătă câștigă FCSB sau Rapid. Eu îmi doresc să câștige Rapid, normal, cum Gardoș își dorește să câștige FCSB-ul. Dar dezbaterile, jocul, atmosfera, astea sunt lucruri de care trebuie să discutăm, să le avem etapă de etapă. Că așa poate să face ceva și cu ăla 2-3% de care tot vorbește domnul Hagi, cu multinaționalele, poate vin oameni de afaceri puternici alături de echipe, cum este domnul Șucu, cum este domnul Rotaru. Ce mai face prietenul tău, domnul Hagi? Domnul Hagi speră să facă un meci bun, cum a făcut și cu CFR Cluj, să facă un meci bun și să se califice în play-off. Eu spun că accederea între primele 6 echipe ale campionatului pentru Farul Constanța este ca și cum este egalul rezultatului de anul trecut, performanței de anul trecut. Stai, Farul Constanța, care a pierdut 11 jucători față de sezonul trecut. Da? S-a întrerupt? Mă? Ne mai auzi? Da, te aud și te văd. Deci, Robert, Farul Constanța, care a schimbat 11 jucători. Practic... Asta spun, n-ai linia de mijloc. Adică în momentul ăsta, accederea în play-off a lui Hagi este o performanță uriașă care, arată din nou valoarea acestui domn, profesionalismul, seriozitatea și până la urmă capacitatea fantastică pentru care îl numim cu respect Gică Hagi pentru tot ce face la Farul Constanța. Este, pentru cine înțelege fotbalul, e o mare performanță dacă Farul prinde play-off. Da, este o mare performanță și cu atât mai mult de apreciat pentru ceea ce se întâmplă acolo. Pentru că formează, creează și vinde ca să supraviețuiască.
să se bată cu cine? Cu Granzi, cu 18 milioane, 16 milioane. Da. Și Robertinho, ce face azi, mâine Robertinho, vinde. Aveți grijă, ai grijă cu Andreas, până vă întoarceți voi, mai înțeles, o să joace în Liga 2, Andreas, da? Să ai grijă. Da. Ați plecat în Liga 1 și vă întoarceți în Liga 2. Bietul copil trage tare, mai înțeles, să revină și când se întoarce Liga 2. Sperăm să nu am plecat pe nocturnă, să nu ne întoarcem la matineu. Păi, am încredere în ceea ce se întâmplă acolo, am încredere în lotul de jucători, în președintele Bălănescu. Eu nu prea am încredere în Dică. E părerea ta, Horia, îți dai seama că s-a făcut o schimbare de antrenor, s-a dorit crearea unui șoc la echipă, un șoc care deocamdată... E părerea mea pertinentă. Da, rezultatele, din păcate, pentru cei de la voluntari, îți dau dreptate ție. Eu sper să nu pice, că sunt acolo în voluntari. Îți dai seama ce înseamnă să nu mai mi se taie curentul când stadionul are nocturna aprinsă? Doamne ferește. Deci, înțelegi? Să vezi cum îmi cade curentul cum au deschis nocturna la meciul sau la antrenamente. Pac, mi-a căzut curentul. Ador asta. Deci știi cum îmi doresc din suflet să rămân în prima ligă, mai înțeles? Na, e prea frumos când îți cade curentul, Florine. Și le zic la copii: tati, ia duceți-vă pe balcori. S-a aprins nocturna, joacă voluntariu. Se duc copii: da, tati, da. Și noi suntem cu lumânările prin casă. Mai înțeles? Mulțumim, domn Pandele. Vă dea Dumnezeu sănătate. Altfel țin cu voluntariu. Altfel e ok. E normal că este o problemă cu infrastructura, pentru că s-a construit foarte mult în zonă și infrastructura este din urmă cu ani și ani. Dar se vor rezolva și astea ușor-ușor. Întâi să rămână echipa în Superliga și pe urmă o rezolvăm. Prietenul tău Dică e în mare pericol. Înaintea meciului cu Sepsi a fost sunat Ciobotariu. Se insistă puternic să se întoarcă Ciobotariu. Crede-mă, și e informație 100%, nu așa la... Știi tu, tu știi la Fanatic că suntem buni la așa ceva. Da, am citit și eu ce a scris. Nu, e 100%, crede-mă. Da. L-au sunat, că nu, momentan nu s-au înțeles, asta e altceva. Da. Bine, știi Robert! Cum e? Până la urmă, ca antrenor, te țin rezultatele, iar rezultatele în momentul de față, din păcate, la voluntari, întârzie să apară. Bine, toate cele bune, mulțumesc! Emisiune plăcută! Mulțumesc! Pică voluntariu? Nu vă fie frică? Eu am zis în etapa trecută că pică, dar acum cred că salvarea asta poate fi. Venirea lui Ciobotariu. În rest, nu știu. Da. Nu, și vreau să vă spun ceva. Să cadă nocturnă, cred că e salvarea. Da. Vreau să vă spun ceva, oameni buni, apropo de Hagi, știi? Am vorbit în ultimul timp foarte puțin de Gică Hagi. Eu cred că în continuare face o treabă formidabilă, da? Da, bun, ok. Rezultatele anul ăsta, într-adevăr, nu l-au ajutat foarte mult, dar... Eu rămân la părerea că păstrarea farului, la câți bani au început să se bage în toate echipele de la noi în primele 6, este o mare performanță și o nouă dovadă de mare antrenor al lui Gică Hagi. Nici Hagi n-a știut să gestioneze acel triumf. Asta ne-am dat seama cu toții, acel triumf din vară. Da? Și-a dat seama și Gică Hagi. A și spus-o o dată sau de două ori în conferința de presă că poate nici ei n-au fost pregătiți și unele lucruri nu s-au făcut cum trebuie. Dar totuși, cu o echipă practic unde schimbi 11 jucători, da? Unde îți vin, și să mă ierte Dumnezeu, îți vin jucători mult inferiori. Că dacă discutăm, de exemplu, doar de Alibeg, îl pui doar pe Alibeg și ai închis. Da? Ai închis cu cheia și la revedere. Și îți vin jucători totuși sub nivelul celorlalți care ori nu mai sunt în formă, ori au plecat și așa mai departe, ori au fost transferați. Îți vin totuși jucători de nivelul ăsta mai jos, pentru că transferul ăsta este adevăr. Transferul au fost cu jucători mai slabi decât cei cu care s-a câștigat titlul și totuși tu rămâi protagonist, tu rămâi acolo sus, jos pălăria. Adică la modul cel mai serios, mie mi se pare că Hagi a făcut așa cât a putut și cu banii pe care i-a avut la dispoziție, a făcut din nou un minun și merită respectul nostru. Da, nu au fost rezultate grozave. Da, au ieșit lamentabil din cupele europene. Da, sunt niște minusuri foarte importante, dar eu sunt ferm convins că la anul, peste 2 ani, peste 3 ani, când farul va lua iarăși campionatul, vor ști să gestioneze, fiindcă a fost pentru prima oară când ei au trebuit să gestioneze așa ceva. Și evident, i-a luat iacăt
dată, chiar și pe Marele și pe Gică Hagi, care are atâta experiență, l-a luat prin surprindere și n-a putut, cum să spun, să păstreze sau să așeze piesele într-un mod echilibrat, astfel încât toată construcția să nu se dărâme. Construcția poate s-a dărâmat puțin, dar a pus-o iarăși cu talentul lui unic și cu seriozitate pe picioare și uite că Farul are șanse mari să meargă în play-off. Încă o dată spun, părerea mea, jos pălăria și nu cred că greșesc foarte mult, nu? Cu echipa pe care l-are dispoziție. Eu am crezut, eu am crezut că nu o să intre și cu părerele toți de jucători și uite că a demonstrat că se poate și cu 11 jucători noi și cu ce face acolo în fiecare zi, cu munca care depune și eu sper să intre. Are un pas la meciul cu Botoșanu care nu o să fie ușor, dar lucruri mari le creează Hagi acolo. Da, clar. Nu, face treaba. Tu te așteptai, Florinel, să mai intre? Nu, sincer nu. Și-au și avut probleme cu accidentările. Au avut perioade dificile. Dar ce mă miră cumva la ce se întâmplă acolo, că totuși un județ cum e Constanța nu reușește să... sau oamenii de afaceri din Constanța nu reușește să vină acolo. Adică e un județ cu atât potențial financiar și săracul... Gică Hagi a tot vorbit pe la conferințe de-a lungul timpului și a tot chemat oameni alături de dânsul și uite că nu prea sunt oameni care își doresc să investească. Da, din păcate, ca să zic așa. Andrei? Păi, surpriza a fost anul trecut, nu e surpriza acum. Surpriza a fost că o echipă care are un buget de locul 10-11, probabil în campionatul României, reușește să câștige campionatul. Sau același club anul trecut cu o valoare de piață, dacă este să ne raportăm la Transfermarkt undeva la locurile 5-6, reușește să câștige campionatul. Anul trecut a fost marea surpriză. Acum este o stare de normalitate. Pentru că oarecum de normalitate. Discutăm tot așa, sunt echipe sub Farul în momentul ăsta care au bugete mai mari decât Farul. Asta e clar și se va evidenția încă o dată în martie la licențiere, pentru că este transparență totală din punctul ăsta de vedere. Iar ieri mă uitam pe cotațiile de pe Transfermarkt, echipa este la nivelul locului 5 ca valoare de lot, deci exact pe locul pe care este în momentul ăsta, valoare de lot. Dar ca buget, sigur nu sunt echipe în fața lor mai mici decât ei. Nu cred că sunt. N-are cine să aibă. Dar în spate sunt. Echipe care învârt mai mulți bani într-un an să vede. Bine, stai, e posibil să și pierdă la Botoșan, să pierdă play-out-ul. Stai că nu e, nu s-a terminat nimic. Da. La Botoșan o să aibă meci greu, o să vedeți. Da, doar că e bun și un rezultat, adică are două rezultate din trei la Botoșan. Eu cred că Farul se poate salva și cu un rezultat de egalitate. Nu matematic, nu vorbesc matematic. Poate intra în play-off și cu un rezultat de egalitate. Da, deci atenție, Gică. Atenție, aveți meci greu. Deci atenție, aveți meci greu la Botoșani. Adică nu sunteți încă în play-off. Da? Farul a și pierdut niște puncte neașteptate, pentru că au ajuns în situația asta, la un moment dat nu prea aveau emoții. Dar atenție, la Botoșan va fi un meci împotriva unei echipe care totuși își mai joacă o șansă, atâta cât e. Și împotriva unei echipe ambițioase și a unui antrenor ambițios, cum e Bogdan Andone. Deci dacă crede Farul că o să fie așa distracție la meciul de la Botoșan, poate să aibă marea surpriză și să iasă din play-off. Care, bineînțeles, asta n-ar fi ok. Asta ar fi un rezultat care ar fi plus. Deși știi cum e, câștigi play-out-ul. Da, și ai vreo surpriză. Mai înțeles? Câștigi play-out-ul și te trezești cu Hagi în cupele europene. Asta ar fi cea mai tare. Da, câștigi play-out-ul. Adevărul că acum stau eu să mă gândesc. Oare cum o fi? O fi mai bine să prinzi play-off-ul sau mai bine să te bată Botoșanu, să-i lași pe Botoșan să te bată cu ghilimele de rigoare, să intri în play-out, să câștigi play-out-ul și să ai o șansă la cupele europene? Păi dacă ți-ar garanta cineva că tu vei câștiga play-out-ul, ar fi o discuție, doar că distanțele sunt în continuare foarte mici după înjumătățire între echipele de pe locurile 7, 8, 9 și echipa de pe locul 13 și trebuie prima grijă în momentul în care ai picat în play-out e să nu retrogradezi, să nu ajungi pe locurile de baraj. Că din două meciuri se poate întâmpla și lucrul ăsta. Accederea în play-off, nu cred că pe echipele de pe locul 5-6 această accedere poate trimite cu gândul către cupe europene. Primul gând e, am intrat în play-off, m-am salvat de la retrogradare. Ăsta este primul gând pentru echipele astea de pe locurile 5 și 6. Cred că și financiar este mult mai
Sunt câteva sute de mii în plus, asta e clar, contează. La fiecare loc 102 în plus din drepturile TV. O să avem o ultimă etapă frumoasă cu echipele care vor să intre în play-off, cu Sepsi, cu UTA, cu Cluj, cu Faru, care sunt deja acolo, Hermannstadt, care au un meci foarte greu la CFR, dar și celelalte, și UTA, și care sunt în spate, toate au meciuri dificile. Niciuna nu a câștigat meci. Inclusiv, nu știu, UCLU joacă cu Dinamo. Nu, UTA joacă cu Dinamo. UTA joacă la Dinamo, UCLU joacă la Voluntari, Hermannstadt joacă la CFR. Mă rog. Sepsi la Ploiești. Sepsi la Ploiești, deci nu este niciun meci ușor. Ce, UCLU câștigă la Voluntari? Nu fiți așa de sigur, că pe terenul ăla mic și cu nocturnă, dacă se oprește cum vă stați, ia curentul, cine știe, poate termină cu vreun egal. Poate dau drumul ai tăi aia mici la curent, la curent, dacă se oprește nocturnă Voluntari. Nu, dar m-au să ia curentul și le zic la ăștia mici, tati, nu vă speriați, aia încep să urle de bucurie. Dar nu înțeleg de ce nu... Tati, jucăm v-ați ascunsele. Da, tati, zic, jucăm. Mai înțeleg, nu vorbesc serios, eu nu glumesc acum. Dar și ne apucăm de v-ați ascunsele. Mai înțeles așa? Bine, 3, 4, 5 minute și revine, mai înțeles? Dar e bucurie mare când joacă echipa, mai înțeles? Le spun, e stadionul luminat? Da, tati, da, vin ei foarte entuziasmați, mai înțeles, știi? Înțeles. Asta e situația. Vine vara cu și se întunecă mai târziu. Da, mie să știi că îmi place în Voluntari. Acum serios vorbesc. Chiar e o localitate super ok din majoritatea punctelor de vedere, aproape din toate. Nu mai vorbesc că ajungi la Otopeni imediat, adică chiar e bine, e bine. Așa că ne sacrificăm acum pentru binele echipei, ne sacrificăm. Da, da? Nu știu, da. Ce zici, mie îmi place mai mult la 1 decembrie, ajungi la bulgari mai repede, la greci, la astea. Că da, asta e, da. Da. Eu m-auzi, eu sunt mai patriot. Bun. Cu aeroportul. Da, 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 da. Cobra are forță să bată Rapidul sâmbătă sau lucrurile sunt într-un echilibru precar? Are forță Rapidul să câștige meciul. Da. Cum are și Steaua forță să câștige. Va fi un derby frumos. Cum zicea și Robert, să fie un spectacol, să ne ridicăm și noi la nivelul de derby, cum vedem, nu știu, Partizan cu Steaua Roșie sau ceva, știi, cu într-un fair play total cu amândouă galeriile. Sunt jucători la ambele echipe cu foarte mare calitate. Era să zic și la antrenor, dar totuși nu la antrenor chiar așa, doar că în momentul de față echipa care are mai multă consistență în joc este FCSB, din punctul meu de vedere. Avem și Rapidul, care sigur o să aibă o strategie pentru acest meci. Cred că diferența o vor face, eu cred, echipa care se va apăra mai bine. Florine. Da, Rapid clar are forța să câștige, dar personal nu cred că va câștiga. Pentru că, sigur, depinde cum vor aborda meciul. Mă refer cei de la FCSB. În ultima vreme ne-au cam bătut, deși nu-mi place să vorbesc la persoana a doua, dacă nu mai fac parte din echipă. Uh-huh. Da, cred că dacă vor aborda meciul un pic precaut, da, vor câștiga. Pentru că, în general, a fost invers. FCSB a avut cumva inițiativa, Rapid, având jucători foarte rapizi de atac și buni, majoritatea dintre ei, au câștigat cumva meciurile în felul ăsta. Și referitor la campionat, la fel cred că FCSB va câștiga, pentru că nu o văd pe Rapid în postura asta de a o ajunge din urmă, de a avea presiunea și de a avea această constanță atât de mare, nu? Și constanță, dar mai degrabă nu o văd cumva capabilă să, da, să atace. Genul să reziste la presiune, cum a fost la Craiova în ultimile 30 de minute, tot căutau ceva și nu, da, nu le ieși. Și da, sigur că na, bun, nu e ușor să ajungi din urmă așa. O să vorbim și cu Andrei, te lăsăm așa. Haideți să dăm acum, oameni buni, să vedem superfanii etapei, rubrica realizată cu ajutorul Superbet, bineînțeles de la Craiova, iar apoi o să intrăm în legătură și cu Sorin Cârțu, specialistul nostru. Chiar sunt curios să văd cum a văzut această partidă Sorin. Deci superfanii etapei, voxurile noastre delicioase înainte și după meci, realizat la derbiul etapei din Bănie, Universitatea Craiova împotriva Rapidului, rubrică sponsorizată și rubrică unde ne ajută foarte, foarte tare și le mulțumim colegilor de la Supermet. Sperăm într-o victorie, ca de fiecare dată.
Deși ne punem mari speranțe la fiecare meci, în ultimul timp băieții ne-au rămas datori, să zic așa. Ne așteaptă un meci foarte greu, sper să fie un meci spectaculos, sper să vedem ocazii foarte multe de poartă, la final echipa noastră se impună. Toți spectatorii și fanii Universității Craiova, tot ce înseamnă suflarea alb-albastră, au nevoie de 6 puncte din următoarele două meciuri, cu Rapid și respectiv cu FCU acasă. E cam greu cu Rapid, o echipă bună de tot. Și noi nu ne dăm înapoi, sperăm într-o victorie cât mai concludentă. Suntem aici acasă, avem publicul de partea noastră și sper să terminăm cel puțin pe locul 2 sau 3. Sau să câștigăm cupa României, nu se poate. Sincer să fiu, campionatul e destul de greu, echipa patronatului domnul Becali arată incredibil de bine, dar sper să terminăm cât mai sus în campionat și o cupă ar fi binevenită. Probabil că nu se mai dă nicio bătaie la titlu și domnul antrenor Gigi deja e cu titlul pe masă, să zic așa. Sincer îmi doresc din toată inima să ia Universitatea Craiova, dar cred că o să ia FCSB. Sincer nu cred că oprește nimeni pe FCSB la ora actuală. Da, nu mai, e steaua, domne, e bună. Aș zice 3-1 pentru Universitatea. 3-1 pentru Universitatea Craiova. Sper măcar 1-0 pentru noi. 2-0 sau 3-1. Aș spune Bayram și Mitriță. Bayram. S-ar putea să scrie Crețu. S-ar putea Crețu să scrie două. Facă surpriza cea mare. Mitriță, evident. Păi aș vrea să-mi scrie și Mitriță în seara asta și din nou să-mi scrie Bayram. Foarte frumos. Meci echilibrat, meci greu. Un meci bun, Craiova a făcut un meci bun, mi-a plăcut de ei cum au jucat. Din păcate, rezultatul n-a fost de partea noastră, dar sunt încrezător că pot și în continuare să scoată meciuri bune ca acesta. Screciu, Iuri, Mitriță care e MVP-ul. În special Mitriță. Mitriță mi se pare că este motorul Craiovei, acolo uneori în mijloc, uneori în atac. Nu mai sunt speranțe. Pe podium. Locul 2-3 dacă se poate. Oricum, echipa e în creștere de formă. Orice e posibil, orice e posibil, vă dați seama să dau punctele în jumate acum. Sper să ia Craiova campionatul. Doamne ajută să fie bine. Va fi până aiba bine. Florine. Da, Sorine, salut. Vă salut, domnilor. Salut, Sorine. Bă, nu făcurăm meci rău. Da, dar nici deosebit. Nu, așteptam la... Cel puțin eu așa, aș fi vrut și eu un joc mai spectaculos, chiar din partea amândoror a echipă. Dar sigur să se fi terminat cu victoria noastră, pentru că mă așteptam să batem Rapidul și pe FCU și cu 5-1 de pe... Hai să mai mă auzi? O situație diferită. Vedem ce se mai întâmplă. Da, crezi că aseară Craiova n-a bătut Rapidul? Ei, n-am mai avut așa limpezimea acțiunilor de atac sau au fost foarte puține, având în vedere la ceea ce s-a întâmplat la partida cu Petrolul în partida precedentă. Jucătorii care atunci au pus amprenta pe jocul echipei, jocul ofensiv, aseară nu prea au făcut o partidă deosebită. Mă refer aici la Marcovici, la Mitriță, la Bayram. Nu au fost așa în foarte mare zi de inspirație. Și atunci s-a simțit și în jocul echipei, impresiunea care ai pus-o asupra Rapidului, ocazii de poartă și așa mai departe, care... Și eu știu, mă așteptam la această partidă să fie mai multe. Dar până la urmă, singurul lucru ce mi-a plăcut așa în partidă a fost atitudinea lor. De alte antagonism puternic între noi și ei și au răspuns și ei și ai noștri cu aceeași monedă. Au fost foarte multe dueluri din astea, unul la unul, și de asta spun că ca atitudine și-au dorit, dar realizările n-au fost pe măsura ceea ce, eu știu, efortul depus sau ceea ce și-au dorit ei. Mm-hmm. Mă uitam, modest, rău, meci cu miză, modest Bayram. Modest, să știi. Da, a avut, să știi că a fost eliberat și pe mine m-a surprins, pentru că a fost eliberat de foarte multe ori aici, în partea dreaptă, la o
un exercițiu din ăsta de 1-1 cu fundașul stânga, cu puștul ăsta Bădescu și nu a reușit acțiunile la care ne așteptam și vroiam să-l fi pus la presiune. Nu știu dacă l-a depășit vreodată într-o acțiune din asta de dribling, acțiune de la 1-1. M-a surprins și pe mine acest lucru. Ce, sunt convins că te-a dezamăgit, Sorin. Da. Păi de asta spun, l-aș fi vrut cu mai multe, cu multe reușite în, în meci, mai ales că ți-am spus, avea un adversar care era, sigur, a debutat etapa trecută, dar oricum este, era la meciuri puține pentru divizia, pentru, eu știu, experiență mică și atunci l-aș fi vrut pe el să, să-și fi pus amprenta pe, pe acțiunile noastre și acolo să, să fi creat. Ți-am zis, l-așteptam pe Bayram, Sorin, pe Bayram, ca să-l văd în meci cu miză, dar m-a dezamăgit, asta e cuvântul. Asta suntem, vezi, și la noi sunt niște lucruri care se întâmplă și, de exemplu, pe mine nu-mi convin sau nu-mi plac. Uite cum a fost și evoluția lui Marcovi. L-aș fi așteptat cu o recidivă, o recidivă imediată a ceea ce a făcut la, la Ploiești. Așa l-aș fi așteptat la această Sorine, parte. Sorine, se mulțumesc cu puțin, Sorine. Absolut, absolut. Așa este și impresia mea. Poate și laudele sau prestația care au avut-o și a scos în evidență la partida precedentă, i-a lăsat, le-a creat așa o stare mai superficială. Dar ți-am spus, asta s-a răsfrânt asupra jocului echipei și nu am avut rezultatele care, pe care noi le așteptam. Eu, unul, m-aș fi așteptat, ți-am spus, la un joc spectaculos, un joc cu multe faze de poartă, pentru că și Rapidul și Craiova aveau niște jucători care să ofere acest lucru. Cred că totuși, parcă toți au fost preocupați de, au pus așa pe prim plan rezultatul. Și este într-un fel poate normal, că știi cum e, și Rapid își dorea să nu piardă această partidă, având în vedere... Păi nu, Rapidul trebuia să câștige, ce să nu pierdă? Păi da, dar și să nu pierdă, adică de aia o a fost penalti, Sorin, a fost penalti la Waidă? Ăștia ce să spun, bine, eu zic că acțiunea era terminată când a venit, adică nu pot să spun că balonul mai e în joc atunci când este în brațele portarului, dar acum sunt interpretări și interpretări, sau știu, nu, după părerea ta, După mine, eu n-aș fi de acord să mai dai un penalti în momentul în care jucătorul a tras la poartă fără să fie influențat de, eu știu, alunecarea adversarului recte. Acum, cazul lui Maldonado a dat fără niciun fel de disconfort. Să spunem așa, din partea lui Maldonado, după care, într-adevăr, a venit pe alunecare, pentru că era un jucător și el, un apărător care a încercat în ultimă instanță așa să-l, dar a venit întârziat să-l blocheze pe adversar și atunci sigur că s-a întâmplat acea acroșare. Acum, ți-am spus, este chestia de cei cum interpretează și sunt dispus să accept explicația specialiștilor în sensul ăsta. Am înțeles. Gata, FCSB campioană? S-a cam terminat? Nu s-a terminat, dar este... Ei sunt pe un drum așa puțin, sunt în fața tuturor. E greu să... Dacă pierd, nu mai vine lor. Normal, n-ar trebui să mai piardă la... avantajul care le-ar să ne gândim acum, au 12, e foarte important și cum să termină, știi, duminică. Bun, Sorin, dacă îi bat și pe Rapid sâmbătă? Atunci da, pot să spunem. Că sunt 12 puncte, 15 împărțit la 2, sunt vreo 8 puncte, că intră o diferență 7, de 7 8 puncte. Păi dacă îi bat, păi fii atent că dacă îi bate pe Rapid și CFR-ul bate Herman și de Rapid nu mai speră. De ce să nu aibă pretenții CFR-ul la campionat? Că atunci vine CFR-ul pe doi. Eu știu, Sorine, dar dacă îi bate, părerea mea că dacă îi bate FCSB-ul, s-a gata, epa.
Este într-adevăr, așa este. Este un meci important așa pentru transmiterea unei stări de spirit în play-off. Dar și meciurile alea o să fie, meciurile acelea sunt foarte importante, pentru că sunt meciuri care se joacă direct pe 3 puncte, nu pe câte un punct jumate cum se joacă acum, se joacă pe 3 puncte și sunt adversari în care și tu, FCSB, poți să clachești. Ceea ce am văzut la ei în ultimul timp e că și atunci când joacă prost, câștig. Asta e un plus, așa să spunem, pentru ei, care să le creeze încredere și asta. Pentru că am văzut nici cu partida cu Petrolul nu au făcut o partidă deosebită, dar au câștigat cu 1-0 și exact ceea ce e important, să-și apropie propriul. Lucru care nu, de fapt, ne lipsește la Craiova. Am spus, am văzut, au fost niște momente și în timpul jocului ăsta, am început bine, vreo 15 minute, după care a fost o perioadă așa de echilibru, apoi a venit golul lui Mitriță, iar o superioritate, am început bine repriza a doua și am trecut pe lângă 2-0 foarte ușor și la Mitriță și Bayern sau Ivan pe acolo au trecut prin fața unor centrări în fața la 3-4 metri, dacă s-ar fi făcut 2-0, poate era o altfel de desfășurare a jocului. Deși noi când avem 2-0 ai văzut că nu ne prea convine și încercăm să echilibrăm jocul, le dăm ușa. Da. Dar apoi a venit iar a câta oară se întâmplă acest lucru, începutul reprizei a doua, să primim gol și să schimbe într-un fel așa modul de exprimare. Pentru că a fost un gol în care fundașii centrali, eu spun acolo, sunt principal vinovați. Au dormit, Sorine, fundașii centrali. Nu, ei au obligația. Deci atunci când joci în zonă, acele zone centrale, central de atac și central stânga, trebuie să fie acoperite de ei și prin plasament. Acolo a fost și o greșeală de plasament al Ostrieci, greșeală de plasament al lui Maldonado și de decizie, pentru că el, într-adevăr, lui Maldonado i-aș da puțin un alibi cât de mic, așa că n-a știut că trece balonul centrat de Kradnicki, a trecut printre picioarele lui Banco și poate a fost surprins de asta, dar a trecut foarte aproape de el. Cu o simplă alunecare putea să deturneze acel balon, să nu ajungă în zona centrală, acolo unde și Scrieciu nu a simțit și nu a anticipat ceea ce trebuia să facă și da, trebuia să joace. Sorin, un rezultat, cred că un rezultat, da, rezultat echitabil. Bravo, un rezultat echitabil. Sorine, scurt, așa te întreb, totuși pare FCSB cea mai completă echipă la momentul ăsta? Că le-am văzut pe toate etapele astea, și CFR-ul, și Craiova seară cu Rapidul. Eu nu ți-am spus, nu mă dă pe spate așa jocul lor, sau să știu de nu știu ce, super încântat așa de să lase ca impresie, dar este eficient. Au doi jucători care și-au pus amprenta clară pe ceea ce a însemnat jocul lor și rezultatele. Vorbesc de Coman și de Olaru. Dacă îl scos și... ascultă-mă, dacă îl scos, hai, lasă, să zicem să-l lăsăm pe Olaru. Dar dacă îl scos pe Florinel, mai câștigau titlul? Mai câștigă titlul dacă îl scos pe Florinel de acolo? Au, își pierd foarte mult din adică cât își pierd? Își pierd 30-40%? Mai mult, cred că jumate din ceea ce înseamnă, poate și mai mult din ceea ce înseamnă forța ofensivă. Este într-o formă bună. Este și omul, este clar omul Superligii, nu? E clar. Este, ți-am spus, foarte inspirat în tot ceea ce face. Și arogă poziția asta de lider de echipă în multe momente ale jocului și îl ia pe compropriu așa cum a fost. Și aceea la partida asta cu ultima care am văzut-o, dacă vă aduceți aminte, cu Voluntariu. Și este un jucător într-un moment din ăsta maxim așa, pentru că nu l-am mai văzut niciodată. Când vorbește de Florinel Coman, nu se mai echipa exploatează acest lucru și
Nu, e clar, e clar că este... Ce anume? Da, nu, râdeam cu băieții că nu se mai auzea bine și zic, când vorbește Sorin de Florinel, mai înțeles, adică de stelist, să ia, să taie legătura, nu se mai aude bine. Înțelegi? Da, nu, nu ați auzit bine, trebuie să repet. Nu, 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 nu. Da. Nu, e clar că este în momentul de față jucătorul numărul 1, vedeta Superligii, Florinel. Da, este, 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 într-adevăr, într-adevăr, da. Da. Mai având în vedere că joacă și la echipa asta de pe locul întâi, sigur că merită toată atenția și eu știu elogiile și tot ceea ce îi se întâmplă. Poate să joace, într-un moment, poate să joace Florinel și Mitriță titulari în același timp la națională? Nu știu acum cum gândește. A, cum nu, gândește. Părerea ta, așa, fără să intrăm acum în mari chestii tehnico-tactice. Nu poți să joci, că sunt jucători de combinații, jucători cu calitate, sigur. Cu un Mitriță Servant și, eu știu, pe niște acțiuni din astea, cu coroborare din asta maximă în 3-2, pe timing-uri, plecarea lui Coman, știi, cu un timing bun, sigur să pot realiza niște momente bune și eficiente. Dar, ți-am spus, totul e ceea ce gândește un antrenor care are informație și... Dar ar putea să joace împreună sau... Pot! De ce să nu? De ce să... Sorine, ce părere ai de a 10-a descălecarea lui Nicolo la FCU? Dă-mi voie să nu mă exprim. Mie unul așa, dacă e particular, să-l dau o părere despre Napoli. Mie îmi place ca antrenor. Adică nu mi-a displăcut Napoli ca antrenor. E un antrenor bun, un antrenor care cunoaște meserie. Eu știu, relația lui care o are cu Mititelu și ceea ce se întâmplă, asta îl privește, îi privesc pe ei amândoi, de fapt. Privesc... Nu mă interesează, dar Napoli nu e, este un antrenor bun, un antrenor care știe meserie și are o viziune bună. Bă, Sorine, dar să te iei în brațe a 10-a oară? E treaba lor. Și cum așa e, mare iubire? Păi eu știu, probabil. Păi, Sorin, dacă tot îți place așa de Napoli, de ce nu-l luați la voi? Nu mai e tatuat cu dragostea asta pentru FCU. Îți dai seama, și nu poate să intre aici unde e universitatea. Bă, Sorine, Mititelu cu Napoli i-au bătut și pe prigoană cu Bahmuțean, ca jur. Să poate, da. Nu mă discut, treaba ți-am spus. Îmi pare rău ce îi se întâmplă și, cum să spun, polemica asta care e în jurul meu, pentru că nu e un antrenor rău și poate... Adică Napoli nu merită comentariile astea umilitoare în bătaie de joc? Ba, bine, la ceea ce se întâmplă e normal să se scrie, dar... E normal să fie luat la mișto, a? N-ar fi meritat tratamentul care i s-a acordat așa în timp, pentru că, ți-am spus, el și-a făcut, tot timpul și-a făcut treabă la FCU, când a venit, el și-a făcut treaba lui. Da, da, m-auzi, dar luat la mișto merită puțin așa. Acum, îți dai seama că n-ai cum să nu faci comentariile respective când te duci și te întorci de vreo 10 ori. E ca, eu știu, la sprintul ăla repetat, mă întorc, când îți dă antrenorul în antrenament. Nu știu ce să spun. Da. Să știi că și mie îmi place Napoli ca antrenor. Dacă lăsa Mititelu de prima dată până la ora actuală în prezent, cred că era în play-off. Dar 7-8 ani, așa se lăsa. Absolut, da, avea mai multe șanse reușite cu el. Da. Da. Numai că ți-am spus, mie, asta e părerea mea, el cam în meseria respectivă. Dar nu merită, n-ar fi meritat să îi se întâmple tot ceea ce i s-a întâmplat de 9 ori. Tratamentul umilitor de 9 ori. De 9 ori, da. Da. Păi, dacă-s 9, vine și a 10-a. Vorba lui Cobra, mai urmează și a 11-a. Să fie echipă de fotbal. Non ce nove senza dieci, știi? Ca să bine. O parafrazăm de la italian, că zic non ce due senza tre. Așa că, bata, vorbim italienește, că sunt vorbele lui, da. E limba lui. Da.
Da. A 11-a oară luați la Universitatea Craiova? Să fie puțină diversificare? Nu știu, nu vorbiți cu mine, vorbiți cu Mihai. Am Mihai înțeleg. E cel care decide acolo. Bine, Sorin. Asta, da. Mulțumim mult de tot. Haide bine, să... domnule. Mulțumesc mult, Sorin. La mulțumim revedere. Frumos. Ciao, ciao, emisiune. Hai să vedem niște poze unde au ieșit la relaxare. Băluță, Florinel Coman cu familiile după victoria cu Petrolul. Au fost într-un parc de agrement undeva lângă Ploiești. Unde s-or fi dus la... Ramatui. A? E un parc acolo, da? Da? Iată pozele pozele date oferite în premieră de colegii noștri de la digisport.ro. Dar ăla nu e Stanciu? Exact la asta mă gândesc. Nu e Stanciu ăla? Dar nu cred că e poza aia de acum. Ba da, păi astea sunt pozele. Un pantalon scurt? Păi nu, știrea... Păi da, un pantalon scurt, da. Sau să nu fie asta poza? Nu cred. A, probabil ori fi pus poză, mai înțeles... Bă, așa stai tot de la... Ori, zice, zici și mie că vreau să merg și eu la plajă. Astea nu. Astea clar sunt pozele cu ei. Mă rog, în fine, informația asta este că... probabil că DigiSport a ilustrat cu poze de arhivă. Da. Probabil au avut informația, că mi se pare că e Stanciu acolo de aia. Da, în da. Poze aia. Nu, e clar, înseamnă că e o poză mai veche când au fost ei, probabil, în concedii. Cei de la DigiSport au aflat informația și probabil nu au avut poză și atunci au ilustrat cu că și noi facem la Fanatic. Când n-ai poze, știi cum e, dai o galerie foto ca să ilustrezi. Este plajă lângă Ploiești, vreau să da, merg. Plajă e lângă Ploiești, da, da, da. Deci băieții, deci repet, Băluță și cu Florinel Coman, deci o legătură foarte bună de familie, vezi? Că ies, au fost și în concedii împreună, au evadat din București, au mers undeva lângă Ploiești, la o zonă de agrement, fericire mare cu copii, cu neveste, cu... Bra, na, știi cum e. Foarte bine, nu? Da. A? Ia zi, domnul Vochin, ce se întâmplă sâmbătă? Ce se întâmplă sâmbătă? Sâmbătă, în primul rând, cred că nu se întâmplă... Nimic. Derby de România. Adică, pentru că am auzit... formula. În primul rând că e în consiluirea limbii române. Deci nu există în limba română această sintagmă derby de România. Sau n-ar trebui să existe. Pentru că nu e românește. Așa cum nu era românesc nici Național Arena. Uh-huh. N-are legătură cu limba română. E Arena Națională. Pe urmă, derbiul României a fost tatuat ca fiind Steaua Dinamo. Asta este clar. Și atunci acest meci, care este într-adevăr un derby extrem de important, de ce să nu își ia numele a ceea ce a însemnat unicat în fotbalul nostru, Euroderby sau derbiul UEFA Fantasticilor, nu? De acum, nu e rău, nu e, propunerea nu era. Pentru că Rapid Steaua a fost și va rămâne și cred că nu va fi egalată această performanță niciodată, derbiul românesc, singurul derbiu românesc din cupele europene, la nivelul ăla de vârf. Au mai fost derbiuri românești în cupele europene? Derbiul fantasticilor. Nu e rău. Poate să fie și așa, sau euroderby, oricum. Este un derby, asta fără doar și poate. Va fi un meci important, nu decisiv, indiferent care va fi deznodământul. Atâta vreme cât avem 30 de puncte puse în joc în play-off, totul rămâne posibil și în situația în care FCSB-ul câștigă. La derbiuri e bine pentru pariori să nu parieze pe rezultat, să parieze pe orice altceva. Pe goluri, pe nu? De exemplu, acum să parieze că meciul se va prelungi mai mult de 10 minute, mă gândesc eu, ar putea fi un bun pont, pentru că știm foarte bine ce se întâmplă cu galeriile, care va fi efortul pirotehnic. Nu știu dacă există. Există? Păi, a fost vreo unul fără? Vreun nu, derby dacă fără? Există varianta asta de pariere, să pui pe minute de prelungire. Pe minute de prelungire? Nu știu, habar n-am. Dar mă gândesc că Superbet... E pe Superbet? Știu că Superbet are de toate. Pe tot. Superbet pe live. Okay. În timpul jocului. Acum, singurul dubiu este dacă Rapid va utiliza pirotehnice, pentru că au fost sancționați nu știu de câte ori și am impresia că următoarea sancțiune ar putea fi un meci cu fără spectatori sau fără o parte de spectatori. Așa, parcă așa țin minte că am văzut prin presă. Dar e clar că va fi pentru mine va fi un meci cu multe minute de prelungire din multe puncte de vedere.
Da, mă uitam acum, noi vorbim de derby de asta și mă uitam, Jeff Bezos l-a depășit luni în clasamentul miliardarilor, adică ieri Bloomberg pe Elon Musk redevenind astfel cel mai bogat om din lume. Ce naibă mă vorbim de asta, știri serioase, mai înțeles? Știi? Eu știi ce mă uit în ultimul timp și vă recomand și vouă, a apărut o aplicație, da, un site, bineînțeles, care are aplicație, informat.ro se numește. Da? Deci bun rău de tot. Deci credeți-mă ce vă spun, chiar dacă ne face nouă concurență, cum ar veni la Fanatic, mai înțeles? Băi, deci au un site, băieții ăștia de la Informat, țiplă. Ei ce fac? Fac un fel de rezumat a celor mai importante știri ale zilei din toate domeniile, știi? Citând sursele, bineînțeles. Înțelegi, știi? Și, repet, cum să spun, oamenii sunt brici. Adică, dacă vrei să citești și n-ai timp, știi, e pentru cei care spă repede înainte. N-ai timp, ești ocupat, este ideal. Deci ideal, ideal. E bine scris, bine, om de valoare, e fost un redactor șef parcă de la ziare.com, care e foarte meseriaș, mai înțeles, au o echipă foarte ok. Dar eu am început să mă uit, cred că de câteva săptămâni a ieșit și mi-a zis și mie un prieten, bun rău de tot, așa arată, doar așa ca idee. Deci cine n-are timp și mai ales oamenii de afaceri, cei care îți mai păre pe dinainte, n-au timp să stea să citească mult și așa mai departe, în primul rând, cei de la informat.ro prezintă un rezumat al celor mai importante știri din toate domeniile. Da, mă rog, au foarte multe chestii interesante. Deci au și pe sport. Și pe sport, da. Păi au, de exemplu, sinteza știrilor economice, au sinteza știrilor din sport. Da, au tendințe în căutările online, da, în ziua respectivă. Da, au ce s-a spus, ce s-a discutat aseară la TV, un rezumat al tuturor talk show-urilor. Nu trebuie să te uiți și pe realitatea Digi și așa. Intri la ăștia, la informat.ro, la băieții ăștia și ai citit a doua zi sinteza fără să trebuiască să te uiți 3 ore la toate emisiunile, mai înțeles? Bun, rău, bun, vi-l recomand. Mai înțeles? Nu sunt ei neapărat pe sport, ei sunt generalist. Dar credeți-mă, bun, informat.ro, beton, bravo, felicitări. Chiar repet, chiar dacă-s concurență cu noi, că n-ai, e tot un site, bă, când vezi că apare un site din ăsta super meseriaș, scris profesionist și sunt foarte echilibrați. Știi? M-auzi? Deci nu, așa pune mâna pe telefon. Asta zic, că vreau sunt să foarte echilibrați să băieții la informat.ro, nici așa, adică dau ambele perspective. Zice PSD-ul ceva, dau și, nu știu, că a zis USR-ul ceva. Zic rușii ceva, dau și că au zis băilanți din partea. Adică foarte țin în echilibru, îmi place foarte mult, v-am zis. Eu în ultimul timp, după Fanatic, eu pe ei deschid, pe informat.ro. Bun, rău, chiar să vă uitați, Florine, că și ai sinteză, ai tot acolo, pac, 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 imediat. M-ai înțeles? Da, bun, v-am zis bun de tot. Apropo, înainte să vorbim cu Gabi Safta, ai văzut nemții ce scriu de Ilie al tău, de Florinel al tău cu Stuttgartul? Ce? A scris presa că e foarte bine, că îl așteptăm, au făcut analiză, adică pare că nu-i doar la nivel de discuție, știi ce ne-ai spus tu. Păi adică interesul e real. Dar eu știam situația pentru că am vorbit cu oamenii de acolo și l-au analizat. Uh-huh. Extrema stângă de la ei... cu să-l cheamă, că îmi scapă numele, avea nu știu dacă a plecat încă, o ofertă foarte mare din Arabia Saudită, pe vreo 60 de milioane, și se gândeau că un jucător la... Nu, se gândesc, se gândesc și se gândeau că mai sunt, sigur, pe 2-3 pe listă, Coman ar putea fi unul care să ocupe banda stângă în poziția, având în vedere și suma lui de transfer. Adică ce le plăcea la ei? Are aceleași calități ca Silas. Ceva de genul care joacă în stânga. Aceleași calități. Este foarte rapid, lovește mingea cu piciorul drept, intră în combinații. Clar, îi mai trebuie puțină forță că o să vină în campionatul Germaniei, o să meargă, dacă o să meargă, dar totuși are calitățile necesare ca să joace în partea stângă. Acolo. Deci le place, efectiv le place. Din câte știu, ți-a spus, l-au și analizat. Adică deci l-au analizat, l-au puricat? Da, da, da. Au luat tot și fotbal și caracter și personalitate, tot așa. Vorbind se face? Doar de fotbal, nu știu dacă a venit cineva să vorbească cu el. Uh-huh. Dar au spus că ar putea fi un... Adică este un jucător foarte interesant pentru Stuttgart, nu? Da. Calitatea principală, explozia? Da. Păi, care e calitatea principală? Da, alergă foarte bine. Este explozia, foarte explosiv, nu? Și unul dintre ei care marchează goluri. Adică deci nu pare așa o himeră Stuttgart, ă? Pe ce loc sunt? A? Nu mai știu. Pe 2. Sau pe 4? Nu, pe 2 e Bayern. Pe 3. Pe 3. Pe cât sunt? Pe 3. Pe 3. Da. Uh-huh. Dacă jucătorul care va pleca de acolo, cum ar fi o propunere pentru el? E adică, varianta ideală. Da. Cât ar vrea să dea? Clauza, nu? 5 milioane, nu? Păi, clauza. Cât să dea? Și el cât să câștige, Coman? Nu pot să-mi dau seama. Dar clar 100.000 de euro pe lună poate să câștige.
Deci fără probleme, nu? Da. Deci explozivul Dracula din, de la București, din Carpați. Știu că este interes și a fost. Și e monitorizat clar, nu? Da. Și l-au și analizat deja, nu? Păi ca să ajungi pe masă acolo, genul scouterilor, pun la manager și la tot, unul care s-ar potrivi jocului nostru. Îți dai seama, dacă mai explodează și la Euro? Deci Stuttgart-ul e pe 3? Da. Da, este cel mai bun an al Stuttgart-ului din ultimii 20 de ani, cred. Salut, Gabi! Te salut, Horia, vă salut de la mine. Și eu te salut, Gabi, și eu te salut, că am dat-o în internațional, tu ești specialistul. Vezi să nu uiți sâmbătă pe 9 martie la ora 12 să te duci la Băneasa Shopping City, că se deschide magazinul Bitolia Sport, da? Aș duce, dar joacă Metalul Globus la Clinceni. Da, oleu, ce răspuns ai dat, Doamne. Florine, mergem să luăm un tricou frumos de la Bitolia cu echipa națională? Da, da, vreau să merg în Germania la meci, trebuie să am ceva. Da? Deci vezi, marea deschidere, da? Marea deschidere pe 9 martie. Am auzit ceva de Clinceni. Am auzit ceva de Clinceni și eu am niște bani de recuperat. Da, nu de la Metalul. Tati, până la Clinceni ne ducem sâmbătă pe 9 martie la prânz, ne ducem la Băneasa Shopping Center, la super deschiderea magazinului de echipament sportiv Bitolia Sport. Credeți-mă, tricouri mai tari decât Nike, pe cuvânt de onoare. Da, acum puteți să le luați de pe www.bitolia.ro/sport, de acolo puteți să le comandați, dar sâmbătă mare deschidere, mă duc și eu să-mi iau un tricou. Gabi, ți-am zis, sunteți invitați. Deci jur, fac niște tricouri de... Wow, o să rupă. Zi, Gabi, te ascult. Ia, dar ce scrie în spate acolo? Ce scrie? Eu am notat bitolia.net/sport. www.bitolia.ro/sport. Ceva de rapid. Ia, mă, ce... Campioni. Ia. Ah, am crezut că e pionii de la șah. Rapid. Păi de la șah. Cam pioni. Bă, dar e deștept ăsta, safta asta, mă. E, asta a fost simplă și îmi e rușine de ea. Nu știu, pe fond oboseală. E un pic și răutăcios mesajul, dar mă gândeam că îl provoc pe Robert. Poate o să vadă emisiunea. Da, da. Te rog, Gabi. Încep ocolul din Pitești, dacă îmi dai voie. Aș vrea să remarc faptul, nu are legătură cu sportul, dar sper să-mi permit să o zic. Fata lui Cosmin Năstăsie, fotbalistul la FC Argeș, a luat media 10 la evaluarea națională, la liceu, și mă bucur că există și asemenea copii. Am vrut să anunț această informație. Dar se aude un ecou, Gabi. Ai un ecou, se aude un ecou. Se aude, o să opresc. Gata, am oprit. Mă uitam la meci, mă uitam la John Book și era atmosfera de pe stadion. Îmi cer scuze. Am înțeles. Cât e la John Book? La ora asta mă uit la John Book cu Ulsan. E 1-0 pentru John Book din prima repriză, din minutul 4. Deci 1-0 pentru Dan Petrescu, nu? Așa rămâne. Așa rămâne. Da, putea să fie 2-0, a ratat un penalti. Thiago a tras în bara transversală, putea să fie 2-0. Păi nu-i place decât cu 1-0 să câștige. Da. E prea mult 2. Mi s-a părut haios momentul de după gol, un secund de a lui, s-a bucurat atât de tare, l-a împins, era să-l arunce pe teren, furios, Petrescu nu știa ce se întâmplă în spate. Așadar, e 1-0 pentru John Book și mă uitam la meci, de acolo era atmosfera. În cupele europene avem un singur oficial, Horia, niciun arbitru, numai un singur observator. Joi la 19:45, Alexandru Deaconu va fi observator la Sparta Praga cu FC Liverpool, unde la centru va fi un spaniol, iar rezervă, interesant, va fi Gilman Sano, suspendat deja în Spania, el va fi rezervă la acest meci din cupele europene. Interesant e că și arbitru bătut în Turcia, vă aduceți aminte, Halil Umut Meler va fi în cupele europene în această săptămână la meciul Milan cu Slavia Praga. Marius Mudică a pierdut de ziua lui, ieri a împlinit 53 de ani, am comunicat cu el după meci și urez din nou la mulți ani. Dacă nici de ziua mea nu am noroc, atunci când să mai am, se întreba Marius. Adevărul e, nu vreau să fiu din nou rătăcios, dar când te naști pe 4 martie, când a fost cel mai groaznic cutremur din lumea asta, numai noroc nu poți să ai. Da, nu, scuză-mă, zâmbesc așa amar, adică doar așa, da, că na, nu e de râs. Corect, normal. Da, vorba ta, numai noroc n-ai cum, da, așa. Da. Adevărul este... Că a scăpat, că avea 6 ani. Da, a avut noroc că atunci că a scăpat, că avea 6 ani sau câți avea? 6 ani, născut 71, da, 53. Adevărul este că ieri Gaziantep a jucat bine, Drăguș a ratat, numai el a ratat două ocazii mari de tot, chiar și minutul 94. El spune că a avut un penalti, Marius Mudică, asupra lui Maxim. Am văzut tot meciul,
era ceva ce se dă sau nu se dă. A fost ușor atins de portar în momentul când a vrut să dribleze, probabil s-a aruncat teatral, s-au exagerat și de aceea nu a primit penalti. Pe de altă parte, Niț a avut două intervenții absolut colosale, putea să dea Antalya gol mult mai devreme sau să dea mai multe. Urmărim știrile de astăzi pentru că se știe conducerea lui Gaziantep i-a acordat încă un meci la dispoziție să repare lucrurile, l-a pierdut ieri, să vedem dacă va fi înlocuit. Yanis Hagi a jucat aseară pentru Deportivo Alaves, 4 minute plus cele de prelungiri. A intrat cu poftă să ajute echipa, n-a reușit nimic, scrie presa din Spania. A primit nota 5 în presa din Vitoria. Interesant e că la numărul de puncte adunate în meciurile pe care le-a jucat e pe locul 17 cu 97 de puncte potrivit notelor. Presa italiană remarcă faptul că la Parma sunt doi marcatori cu același număr de goluri, Man și Benediciac. Parma a devenit prima echipă din Serie B cu doi golgheteri cu același număr. În Serie A sunt Inter și Roma, iar în România îi avem pe... Bine, asta nu scrie presa din Italia. În România avem pe Florinel Coman și Dariu Solaru câte 14 goluri, egal 28, mai mult decât Dinamo cu 7. Cât decât Dinamo la un loc. Și cât Oțelul Galați. Mă întorc la Champions League Asia. Aseară, Cristiano Ronaldo a revenit pe teren după suspendare. Nasr a pierdut în Emirate 1-0 în fața lui Al Ain. Pentru a merge mai departe, Ronaldo și colegii trebuie ca pe 11 martie să câștige la două goluri diferență, fără la port, însă eliminat. Lionel Messi a dat două goluri, știm, cu Orlando City. Institutul Național de Statistică anunță că Messi a ajuns la 500 de goluri în campionatele interne. Primii trei sunt Ronaldo 534, Ferenc Puskas 516, Josef Bican 515, Messi e pe locul 4. Sigur că Messi a fost inclus din nou în echipa etapei din campionatul MLS, în care apare pentru prima dată uruguayanul Luis Suarez, antrenorul etapei, bineînțeles, Tito Martinez. Pentru Inter, mai ales pentru Messi, vin 4 meciuri în 10 zile. Joi, acasă cu Nashville, duminică tot acasă cu Montreal, miercurea viitoare la Nashville și din nou cu Nashville și după alte 3 zile joacă la Washington cu DC United. Paolo intră în cantonament. Da, da, dar rămân în cantonament, nu pleacă de acolo. Da, acolo fac grătare. Da. Kylian Mbappé a ajuns în Spania, deocamdată ca adversar al celor de la Real Sociedad. Pe aeroport, Mbappé a dat multe autografe, a refuzat însă să dea autograf pe o foaie A3, pe care se afla și emblema lui Real Madrid, cu mesajul Mbappé, cu N. Mbappé, come home, a scris un suporter al lui Real Madrid. Refuzul francezului a dat naștere la 1000 de speculații. Vă dați seama ce o să spun acum lumea, că s-a răzgândit, că nu a vrut să dea autograf pe o hârtie pe care era emblema lui Real Madrid. Cred însă că e vorba doar de o chestiune absolut corectă. Încă nu s-a anunțat oficial, încă nu s-a semnat și de aceea nu a vrut să-și pună semnătura pe acea hârtie pe care o vedeți unde era emblema lui Real Madrid. Și abia a fost la Palatul Elisee. Da, a fost la Elisee și cu cine a fost? Adică, da, cu cine a fost? Cu emirul Qatar. Unul dintre cei mai, nici nu vreau să folosesc cuvintele, conducător de stat. Da. M-ai înțeles? Da, am înțeles. Pentru că tot s-a un lăsat... băiat care se joacă de-a războiul, da? Unul care se joacă de războiul. În fine, hai că nu intrăm în politică. Te rog. Pentru că e tot 1-0, vreau să verific, pentru că tot s-a lăsat de fotbal, Neymar se ocupă de diferite alte activități apropiate fotbalului, a fost convins de Gerard Piqué să devină președintele unui club de fotbal în 7, în competiția numită Piqué King's Cup, din care mai fac parte Kun Agüero, Iker Casillas. Piqué vrea să extindă această competiție pe mai multe continente. Deja am înțeles că și Ronaldinho a acceptat să promoveze. E vorba de promovarea acestui proiect, să-l pună patron cu numele la această competiție de fotbal în 7. Luis Enrique este favorit să devină antrenor la FC Barcelona în locul lui Xavi. Asta recunoaște directorul sportiv. Venit la... Ce da, ești la ăștia, frate? Zici da, că s-au luat după campionatul nostru. Așa, zi. Da, Deco a recunoscut că îl vrea pe Luis Enrique. E primul pe listă. Interesant e că și Joan Laporta a acceptat. Există însă două probleme. Enrique are contract până în 2025 și cea mai mare problemă, FC Barcelona nu își poate permite să plătească eliberarea lui Enrique sau oricărui alt antrenor pentru că nu au bani.
9 bani pentru așa ceva, pentru transferul, se știe prin ce probleme au trecut. Astfel, Enrique, dacă vrea să ajungă la Barcelona, trebuie singur să-și negocieze plecarea de la Paris. Sunt voci din interiorul lui Paris Saint-Germain care spun că Enrique poate pleca unde vrea, când vrea și cum vrea el, în condițiile dacă ia Paris Saint-Germain Champions League. Atunci va fi lăsat să plece liniștit. Dacă Barcelona nu poate semna pe Luis Enrique, pe listă sunt Hansi Flick, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, Robert De Zerbi, doar că și Roberto De Zerbi are contract și eliberarea lui costă 15 milioane de euro. În acest timp, Liverpool e gata să plătească 23 de milioane de lire sterline pentru Xabi Alonso, suma reprezenta un record pentru aducerea unui tehnician. Podiumul este ocupat de André Villas-Boas, luat de Chelsea de la Porto în 2011 cu 13 milioane. Graham Potter tot de la Brighton a luat Chelsea cu 21,5 milioane, iar Nagelsmann luat de Bayern de la Leipzig cu 21,7. Ar fi un record Xabi Alonso. Probleme pentru Samuel Eto'o, președintele Federației din Camerun. A fost vandalizată statuia dintr-un cartier din capitală, din Yaoundé, numai că e una dintre cele mai mici probleme ale lui Samuel Eto'o. Este într-un mare scandal după ce selecționerul Rigobert Song a fost demis de ministrul sportului, un dușman declarat al lui Samuel Eto'o. Acesta din urmă a cerut sprijinul președintelui țării, în acest fel a implicat politicul în fotbal, ceea ce FIFA nu acceptă. Și o mai mare problemă a lui Samuel Eto'o este că i-a anchetat pentru cheltuirea 4 milioane de euro bani publici pentru mondialul din Qatar. Da, e o concluzie, faptul că dacă ai fost un uriaș fotbalist nu înseamnă că poți să fii și un bun manager, apropo de ce vorbeați. Iar la 1-1 a fost gol pentru Ulsan, echipa lui Dan Petrescu a luat gol în minutul 78, John Book, Ulsan 1-1. Un meci extrem de important pentru că am omis să vă spun că dacă John Book se califică în semifinale, automat pe un clasament FIFA al cluburilor, merge la campionatul mondial de anul viitor din Statele Unite, din 2025, unde va fi ceva grandios, 32 de cluburi. La final o revedem pe Micaela Demeter, pentru că ieri a postat fotografii noi nouțe. Ne-a permis să le prezentăm astăzi în rubrica noastră, îi mulțumim. Așadar, vă prezentăm pe Micaela Demeter, acea fostă hocheistă pe postul de portar. Da. Cobra? Nu, mi-a plăcut că scotea limba la noi. Cum? Scotea limba la noi. Nu cred că la noi. La da. Da, Găbiță, este un final al rubricii tale. Aș putea să-i spun, l-aș denumi un final în forță, ca să zic așa, apoteotic. Da. Dar cine e, hocheistă sau ce e? A fost hocheistă, portar la hockey, pe gheață. Da. Unde vezi, că am o, vezi că am o veste proastă pentru tine, a fost egalat Petrescu. Da, am zis, 1-1. Am zis 1-1, a fost egalat în minutul 78. Mă auzi? Am vrut să-i mai spun o dată că e așa de fan Petrescu. Ce-o face Petrescu? Tine n-ai fi interesează ce face Petrescu la John Bung. Nu, no, Horia, eu sunt fan Șumudică, fan Răzvan Lucescu, fan Olăroiu, fan al tuturor românilor care sunt în străinătate, dacă tot mă ocup de internațional. Da. Mai e ceva, Gabi, a mai apărut vreo știre de ultim moment? A mai apărut ceva repede, spun, Barcelona cu Real Madrid. E 2-1 pentru ăia lui Dan, ăia împotriva lui Dan Petrescu, pentru rivalii lui Dan Petrescu. Asta nu cred. Ba. Da. Zi. Barcelona și Real Madrid. Scuză-mă, Andrei, nici Dan Petrescu nu mai e ce a fost. 1-1, să primești gol așa repede? În minutul 78. Da, s-a mai rablagit. Poți să ții și tu 90 de minute, 1-0. Da, Gavi. Da, vreau să spun la final că Barcelona-Real Madrid se va juca pentru a patra oară în Statele Unite, după Miami 2017, Las Vegas 2022 și Dallas anul trecut. Mereu a câștigat Barcelona. Se va disputa de data aceasta la New Jersey, unde va fi și finala campionatului mondial. Știre de acum câteva minute de pe Ziarul Sport din Catalunia. Și din asta am aflat că Real Madrid a renunțat la Davis, fundașul lui Bayern München, îl consideră prea scump, 70 de milioane. Din ce am înțeles, s-au reorientat pentru spre Borza, din ce am înțeles, Real. Nu am văzut. Ba da, spre Borza, dar mă rog, au o problemă că a băut și că puțin Borza în club și ei vor din aia care beau ca lumea, care sunt bărbați adevărat. Borza sau Borja? Borja, da. Gabi, mulțumim, bună aia, Rapid campion, bună. Scurt, Cobra, pe final de emisiune, FCSB campioană? Da.
Da? Da, da. Mai scurt de atât, ce să zic? Păi, da. Ce să mai, păi, la câte Florine. Puncte au, la câte puncte da. Au. Aș face un da. Apel, aș face un apel doar la jucători, că este un derby și știm rivalitățile, să nu mai facă niște intrări și să se respecte între ei, pentru că s-ar putea unul să-și pe piciorul. Bine, pacifistule, bine. Bă, ce băiat, bă. Mai țineți minte intrarea de pe Giuleș, nu? Da, 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 da. Poate arbitrează chiar Feșnic. Andrei? Nu, eu am încredere că Superliga va fi un campionat foarte disputat, că vom avea un play-off cu foarte multe mize. Trebuie să-ți măresc contractul. Deci, asta înseamnă să ai încredere, mai înțeles? Adică, cu alte cuvinte, Gardo și cu Adrian Ilie ne-au trimis la pensie. Ne-au pensionat. Nu, da, și noi nu, spunem la fel. Doar că, la final, câștigătoare va fi. Da, sunt 30 de puncte, dar da. Mulțumesc, Cobra, mulțumesc mult, Florin Gardo, și mulțumesc, Andrei Vochin. Ne oprim aici, oameni buni. V-am zis, nu uitați, sâmbătă mare deschidere la Băneasa Shopping Center de la ora 12. Se deschide primul magazin Bitolia Sport din România. Va fi spectacol. Au niște echipamente și niște tricouri, v-am zis, mai tare decât Nike, pe cuvânt. O să vedeți ce calitate. Nu mai vorbesc că sunt frumoase. Au și pentru Dinamo și pentru echipa națională, Florine, Andrei. Așa că, da? Vorbesc vouă să vi le dai așa, că na, știi cum e. Știu că na, e greu cu bani. Eu promit, chiar voi merge. Da. Promit, da. Da, mulțumim mult băieților, mulțumim Superbet, sponsorul principal al emisiunii, mulțumim Aqua Carpatica, sponsorul premium al emisiunii. Nu uita, ca să fii informat, du-te pe informat.ro, da? Super aplicație, super știri pe informat.ro și foarte echilibrate. Le mulțumesc băieților, lui Cristi Coste, echipe de la redacție care ne ajută mereu, băieților din regie care trudesc alături de noi, lui Leo Badea, lui Adi Barna, lui Silviu Gheering, tuturor băieților care ne ajută să facem emisiunea, iar apoi știrile să meargă către dumneavoastră. Dacă doriți să revedeți emisiunea sau să urmăriți în premieră, o puteți face astăzi de la ora 17:30 de minute pe canalul de YouTube fanatic.ro și pe pagina mea de Facebook Horia Ivanovici. Și nu uitați, exclusivitățile, mare parte dintre ele sunt pe site-ul exclusivităților de sport din România și nu numai, că avem exclusivități și din Monden și din politică mai nou. Pe fanatic.ro s-a terminat emisiunea, intrați pe site ca să fiți super informați și să aveți la prima mână primele informații și, repet, exclusivitățile cu care deja i-am obișnuit pe cititorii noștri de la Fanatic, din ce în ce mai mulți, și pentru asta vă mulțumim. Toate cele bune, zi plăcută în continuare, ne revedem cu Fanatic cu vineri dimineață de la ora 10:30 cu 24, de fapt nu, aproape 48 de ore, sau mă rog, mai puțin de 48 de ore, înaintea marelui meci de sâmbătă seară de la ora 20 de pe Arena Națională, Rapid FCSB, după părerea mea, ultimul tren pentru Rapid, pentru titlul de campion.